Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou live, la un nou episod, depinde când te uiți. Suntem aici cu Bebe Moise și cu Italianu și vrem să mergem la casă, dar nu știu unde au dispărut ăștia. Băi, unde-i mă Andrei Culingurar? Italiene! Italiene! Bă, mă auzi? Nu te auzi, să știi. Ce faceți, băieți? Ce faceți? A venit notificarea. Da. Tu mă auzi? Ce ai spus? Unde-i lingura? Unde-i fractul? Bă, nu știu, că acum câteva minute au coborât în mașină și Julia, salut! Că s-a dus să facă pipi. Da, să opresc astea băieți. Serios? Da, mă. Și Andrex? Uitați ce față are italianul, bă băieți, cât am râs, bă băieți. Andrex, nu știu, tot la fel, s-a dus. Salut, 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 ce faceți, cum sunteți? Unde să mergem? Alex, salut, Ticule, The Killer, Marius. Nox, bună seara. Salut Ioana, Radu, Manuel. Mamă, ce de salutări aici. Cristian, salut Ticule. Ia. Se aude ceva. A pus în parte o mașină frână, ia uite. Pe o placă de rețea aș putea juca FiveM mai decent? Salut, salut, vă salut pe toți. Italienei! Trebuie să-l chemă pe italian. Italiene! Ce chelie galben ai? Pe unde e mă italianul ăsta mă? Băi, ce părere aveți de mașina lui... Ui Bebe Moise, am furat-o de la un pakistanez, nu știu dacă ați văzut episoadele. Încă merge foarte bine. Mi-a bușit-o puțin Andrei aici, în partea asta și mi-a bușit-o. Dar în rest e ok, merge bine, rău. Poți să o împing, e puternică, e... Unde s-a dus mă ăla, mă? Vino bă încoace, bă! Uite-l și pe Andrei. Pe toate le-am văzut, mă bucur dacă v-ați uitat la episoade. Ia uite-l pe ăsta cum fuge. Stai Andrei. Ce ai pățit mă Andrei de vie așa? Eu nu mai pot. Ce ai pățit mă nebunule? A? Mamă cât timp asta voi aici am. M-am dus să alerg. Ce să alergi mă nebunule? M-auzi? Uite și pe italianul acolo. Așa, gata, te aud. Hai să mergem. Hai să mergem. Ăla care stă în spate, o fetiță? Ce faci, mă, italiene? Italiene! Iară e ăsta, ce are de nu vorbește? Nu oh, știu, bomba la asta. Bă, dar unde... Nu lipsește unul. Unde-i lingurar, mă? Nu, n-ați plecat amândoi? Unde e? Nu, nu era cu... Aolo. Ce-s cu mașinile alea pe acolo? Nu știu. Cred că nu e dat din ăla. Ha? Da. Nu, pentru câteva luni. Ok. Cât era tot venea. Ok. Dilău, salut! Băi, poate a venit să facă baie, mă, lingură aici unde am făcut noi azi dimineață okay. Baie. Taliene, ce faci, bă, pe telefon?
Voi supăra pe noi italianul? Știi unde n-ai bară ăsta telefon? Nu știu. Miță, salut! Băi, italiene! Nu vorbește cu noi, mă, vezi, stă cu spatele la noi, ia uite-o. Hai, bebe! Bra, 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 bra. Stai, mă! Bă, stai, mă, că am venit să căutăm... Mă, l-a susuit pe casă. Cum te cheamă pe Insta? Eu mănânc pufuleți? O, pufuleți, pufuleți. Hai bă, veniți în coasă, mergem. Salut, salut, cum te cheamă pe Insta? Pericol Gaming, dar cred că am aici asta odată, nu? Mamă, astăzi am făcut baie aici, mă, bebe. Mai bă, știi? De ce nu vorbești, mă, cu noi italiene? Da, chiar. Am avut ceva aminte, m-am gândeam unde este fratele meu. Păi și unde e? E frică de... Păi nu l-am văzut dar acolo știi, pe deal. Tu știi că o pleca cu Andrei? Ia dă-te, băi, Andrei, jos din mașină. De ce? Dă-te jos din mașină. Unde e, lingura? Zi unde e, că-ți de dau o palmă de nu te vezi. Bă, nu da, bă, nu știu. Nu de-a. Spune unde e, că te pleznesc. Bă, îți dau una dacă... Oi fi eu atât de mic, dar vezi că știu să bat ca și înainte. Ce să bați tu, mă, că maxim poți să... Sta... Băi, calmează-te. Tu m-a dat în mine, băi, italiene, vezi? Unde dai, mă, în el? Bă, stați, mă, nu vă bateți, mă. Unde-i, mă, lingură, ce ai făcut? Că tu numai cu el ai plecat. Bă, nu știu, băieți, că am dormit până acum și am să fac un exercițiu fizic. Mă aplauzi, e? Am vrut să-i dau... Da, slip. Na! Aici. Hai, potolește-te. Potolește-te. Hai să lăsăm aici. Dă-te, mă, de acolo, mă. Te lăsăm pe tine. Bă, poate vrei să te bat. Unde-i lingura? Nu știu, că nu era cu mine. Cum nu, că ați plecat amândoi. Ați plecat amândoi. N-am plecat amândoi, nu era cu mine. Doamne, italiene. Dacă zic că nu era cu mine, ce ai nu înțelegi? Hai, ciocolată. Cum ai făcut, mă, bebe? Hai, mă, bebe, nu mai râde de mine. Dar de ce, mă, nu-ți place să ți se zică ciocolată? Nu, că nu sunt dulce. Da, dar ești ca africana. Atât. Hai, bă, bebe. Dar mai zgâretura aia pe care ți-am făcut-o eu. Poftim? Mai zgâretura aia pe care ți-am făcut-o eu. Da, da. De ce, ești bine? Nu te văd, mă, unde ești? Au! Au! Mamă! Ce e? Ești bine, mă, bebe? Au, ce mă doare piciorul. Mamă, ce ai făcut? Mamă, mă uitam în spate la Andrei și n-am văzut că am crezut că e strada dreaptă. Vai, eu și-am un ce-ai face. Stai să-i dau ok să văd dacă mai pornești. Stai așa, bebe. Bă, nu m-ai dat tu nici ok, că... Ia, stai să-i ridic capota. Așa. Nu merg. Ia, durează-o tare. Mamă, are motor din ăla mic, rău de tot. Da, așa, pakistanezi. Stai mă că dai peste mine. De la mașina de spălat haine. Hai să mergem să o reparăm, dă-te jos. Pe de la cine și cu ce bani? Bebe, dar după ce o repari? Mă lași să o conduc, te rog. Nu te închide capota. Acum, ciocolată. Lasă-l aici. Bebe, păi tu o împingi, bombalăule. Și uite ce a făcut, mă. A arătat capota jos, mă. Bă, tu ești prea... Acum iau capota și... Ia capota și vii cu ea după noi. Ia capota, bă! Tu crezi că poate las-o ia bambalul ăla?
Băi, ia capota și vină după noi. Hai că iau capota. Uite, știu ce ai făcut la mașină, mă. Acum nu o să mai putem trece neobservați pe lângă nimeni. Păi dacă tot trebuia să o reparăm, dăm și dai și tu niște bani eu plus, că nu-s banii mei. Da-te unde bani, că n-am niciun ban. Îi dăm țac atunci. Fiate, mergem la un mecanic. Fiți atenți, mergem la un mecanic, da? Așa. Și o să-i povestim, nu știu, o să-i spunem ce s-a întâmplat. Dar încercăm în felul următor. Ia uite, Supra din aia. Ce mașină, bă. Bă, încercăm. Unde? Încercăm prima dată să spun, prima dată îi zici tu italienii o poveste din asta dramatică, că ești lăsat de părinți, că din alea. Da? Tânte. Da. Dacă nu vrei, îi zici și tu, Andrei, ba și tu din asta, că pe tine te băteau părinții când erai mic, chiar te băteau, gen, că altfel nu puteai să fii așa de bombă, da? Bă! Stai, mă, nu mai plânge. Și dacă nici așa nu vrea, o să încerc eu să-i zic că-i aduc banii. Dacă nici așa nu vrea, va trebui să îl tragem cumva și să fugim de acolo, da? Bă, mi-ai supărat pe tine. De ce? Păi că n-a fost așa de părinți. Ca să te iert, știi ce faci? Ce? Mă las să conduc mașina. Te rog, după ce ai făcut mașina, dacă o faci ăla, îmi dai mașina să o încerc. Că vreau să văd cum e să conduci de mic. Nu-ți dau, mă, nicio mașină, nimic, că n-ajungi la pedale, nebunule. Păi da, nu... Tu n-ai văzut că ai stat pe lângă ea și i-a căzut capota? Apoi dacă te sui la volan. Ai, bebe, te rog. Dau, uite, îți dau toți banii mei, 5 lei. Hai, liniștește-te, te rog frumos. Și eu te rog, dacă nu-ți iau cheile. Băi. Bă, poate vrei să te batem și să te aruncăm în apă. Taci, băi, vezi ciocolată. Că ai plecat cu lingurar și lingurar nu mai e. N-a plecat eu, de ce te-ți dați vina pe mine? Și italian era plecat când am venit la tine, bebe. Păi da, că-l căutam. Eu cu italianul căutam. Deci eu-l căutam. Căutai pe naiba să te ia. A plecat Sara. Cine-i Sara? Seara. Ah. 956 din băieți, nu strângem și noi, băieți, 1500 de like-uri instant, ia să vedem. Ia să vedem cine apasă butonul de like. Mecanic pe aici. Păi de la e un service aici. Păi nu e aici, este... Hai mă să vedem. Tu mai aici. Păi nimeni aici. Dacă nu mai e unul mai pe la... În partea aia. Pe lângă, spre autostradă, aici nu-i nimeni, nu vezi? A, dar aici cineva? Nici scule n-au. Mamă, se aude ecou. Se aude ecou. Hai să mergem. Dau-mă ciocolată. Bă, poate vrei să te bat să mor eu. Dai-mă ciocolată. Oh, ce mă dore gâtul, băieți, nici nu știau. Ia uzea câine. Ce? Și aici unde fac, înainte? Stânga, stânga, stânga. Stânga. Cum stânga, mă? Da. Vezi că tu trebuie să te descurci acum, mă, Andrei. Că tu ai făcut beleaua, ai înțeles? Ba nu, bă, că pe tine te vede așa, mai închis la culoare. Crede că ești acum? African de ăla, drept față? În față. Și o să vadă că ești african de ăla, bă, italieni. Păi că ține tot așa frumos, bă, să bine mă uite. Ia uite și pe aia ce mașină aveau, Cadillac, zici că erau frații Winchester. Uite ce mașină, bă, uite-mă. Uite aici. Aici e? Da, aici. Păi nici nu putem să băgăm mașina înăuntru, mă. Nu știu. Unde e dracu ne-ai adus? Bună ziua, copii. Bună ziua. Spune-ți. Vino, bă, și vorbește, băi, Andrei. Eu? Da, bună, domnul, bună ziua. Eu vorbesc, domnule, că stăm aici să stai aici cu prietenii mei, domnule, și suntem nenorociți, domnule. Gorila 69, salut. Când la vârsta de 2 ani a fost lăsată. Nu mai plânge, nu mai plânge. Băgând de zvârjeală. Da. Tu vezi ce văd eu? Mașina aia? Da, mă, dar e doar de două locuri, mă. Dar fii atent. Nu contează. O frumăm și o vindem.
Să începem să facem și noi niște bani să îmi cumpărăm mâncare. Bă, voi tu și cu fractul mă pe fura sunteți, mă. Dacă suntem, haldalei! Uitați, ce cai să o furăm. Aulă. Te bagi. Eu trebuie să o conduc pe asta, dar tu știi să o conduci și o iei pe aia. Dar fii atent, vezi că trebuie să iei cheile lui ăla, că le-am văzut că le are la spate. Da. Hai că înțelegi cu da, da, noi frumos. Da, domne, vă ajut, vă ajut. Dacă ia, merge mai tata dacă... cu mașina așa de oboară, de bate salut, pe Viorica, de... salut. Iese sângele din ochi. Știu cum știu, eu am făcut și eu multe prostii la viață. Dacă tot ați venit, haideți să verific și chestii pe aici, baia de ori și chestii de genul. Vreți să stați mai să stau eu, domnule, mai să pune și capota. Uite, italianul ia cheile, ești nebun. Italianul ia cheile, băi. Să vă ajut și eu, că și eu am făcut mecanic. Bă, vă-ți mâine aici, mă, copilă și tu. Așa, baia de orei e bună. Te italianul ia cheile, bă. Pare ok. Da, e ok. Mă duc să aduc capota, ok? Mă duc să iau o cutie cu capota, revin imediat. Da. Dar cui mașina aia? A lui, a cui să fie? Scăne când ăsta tercole, nu l-a ajuns și tu? Băi, italienii, am văzut cheile, luat cheile. Da, acum ce să ele eu. A, nu, le-ai luat încă. Nu. Am văzut că umblai pe la el pe acolo, pe în spate. Păi da. Uite acum. Ia uitați copii ce v-am adus aici, capota. Hai, intrați unul dintre voi în ea ca să, să vedem dacă pornești. Pune și capota, s-au șurubat. Da. Mașina au lăsat-o aici, măi, bomba la Rolandex-ul ăsta. Paul Curcubeu, salut! Asta este treabă serioasă. Așa... Ia vezi picioare, pornește. Mamă! Mamă, sunt cea mai tare. Mamă, și e și pe culoare. Nici la dezbembr nu găseam așa. Servicii de calitate. Thunder, floricele, mersi frumos, Thunder, pentru 1 euro, mulțumesc frumos. Cum se numește serverul ăsta, serviciul dumneavoastră? Ce să se numească, domnule? Serviciul. Doom Service, domnule, Doom Service. Păi acolo scrie auto repair, asta înseamnă că se repară automat mașina? Da, auto. Auto, adică mașini. Exact, auto, mașini, de în engleză, domnule copil. Domne, dar vorbeați mai înainte de prostii, ca în ce prostii ați făcut dumneavoastră? În afară că ați mâncat toată mâncarea de acasă. Haideți, domne, să nu exagerăm. Mai lăsa în shop acolo restul tău în frigider. Ce prostii, cu fete, cu mașini. Odată am furat și o mașină lui tata și am spart toată, am făcut pana. Domne, vă facem plata, nu? Cât costă? 3 milioane. Da, să iau banii de înăuntru. Ridică-te camba, avem bani. Domne, de unde 3 milioane, domne, glumiți? Da, domne, 3 milioane. Stați cam aici. Domne, spuneți. Cred că trebuie să... Cred că ia dă-te mă jos de acolo. Cred că îi trebuie capota asta, nu știu dacă e bună, e cea bună asta? Eu da, cred domne. Că nu ați șurubat-o bine, domnul. Ba da, domne, e șurubată. Mai verificați, domne, că nu dați seama. Cum îl păcălim, băieți? Cum îl păcălim, băieți? Cine știe? Cum îl păcălim? Să-mi zică și mie cineva. Eu nu vă bine, domne, de aici. Uite-te, bebe. Ia să verific. Da, bebe, hai sus. Stai puțin, stai. Dacă se vede bine sau nu. Domne, vedeți dacă mai aveți altă capotă de unde ați luat-o pe asta. Că asta nu cred că e cea care trebuie. Păi te-l-a luat la mașina aia, mă? Uite, a luat, eu fură și pe aia. Păi și ăla cum conduce, că e zis tu de asta, dar aia e dita mai mașină, e nebun. Păi și-o fi pus și ăla, cur. Aoleu, bă! Îl văd în oglindă. Mamă, face căca mașina. Italiene, oprește, bă! Claxonează.
Fii atent, bebea tu mașina aia. Unde sunteți? Bă, nu te văd, italiene, unde ești? Păi eu, mă uit, nu vă văd eu. Stai așa. Dar, fii atent, du-te tu, mă, du-te tu cu el, Andrei. Unul te ridici în picioare și îi spui stânga, dreapta și unul conduci, da? Hai, Andrei, spune. Și veniți după mine. Doamne ferește. Cătălina, salut. Băi! Am o problemă să salvez pe mine, Nicușor, nu prea am... Bă, uitați-vă la ei. Nicușor, am treabă, Nicușor, tocmai ți-am spus. Nu pot să te salvez. Am auzit că ați jucat CSGO fără mine. Băi, strânge și noi 2000 de like-uri sau nu strânge? Pe cine, pe cine găsim și noi să-i vindem mașina asta? Bă, dar nu știu dacă cred că costă ceva, știi cum fuge, mă? Fuge? Stai așa să văd. Bă, stai mă, potolește-te. Dă-te mă de aici, mă. Dă-te jos. Dă-te jos de mașină. Ce tare-s kilometrajele. N-am înțeles. E faină mașina, baby. Dă-te jos. Oh! Am crezut că e el, Andrei, de aia te-am confundat. Bă, bebe, cum bă să faci greșeala așa, putea să ofindem foarte la mult. Bă, asta e din aia sportivă, mă, cred. Da, da. Eu zic de, că e de clasic. Aia care au toți mafioții. Ce te uiți așa la mine? Bă, hai să căutăm pe cineva să vinde mașina asta, mă. Bă, hai să o parcăm aici. Stai să o parcăm aici, nu? Hai că o parchez, ia dați-mă puțin. Ia vină după mine. O ascundem? Uite pe aici, uite, vin cu aici. Hai că o bag aici, mă, sub ăsta. Mamă, s-o sui pe gunoi, bă. S-o sui pe gunoi, bă. Cum, mă? Așa bag acolo. Se suise pe gunoi, mă, și dacă dai într-o bordură... Bebe Moise. Aoleu, cineva e cine? Hei, nene, a cumpărat o mașină. Hmm? Hai că ne aude dacă e. Asta, ce? M-auziți? Nenea, hai că... Hai că, am încercat nenea. Și eu, ce vrei? Băi, unde-l găsim pe lingurar, mă? Bă, nu știu, bă, Andrei. Lasă că... să ce se sperifere, ce se sperifere. Asta începe să plângă, mă, când vede că nu mai suntem, fii atent. Am oprit motor. Bebe, unde ești, bebe, bebe? Unde ești, bebe? Bă, ăsta cred că se duce la mașină, mă. Bebe, unde ești, bebe? Uită-ne, mă! David Dan, salut, ticule. Salut, pericolul, pot saluta, salut. Hai să căutăm pe cineva. Uite-l bă pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. A oprit aici, a oprit aici. Cumpere mașină. E frumos, e rău. E de epocă, adică de pe vremea asta. Du-te bă de aici, bă. Nenea, avem o mașină de vânzare, stilul clasic, elegantă și o dăm și foarte ieftin. Haideți să o vedeți prima dată, prima dată trebuie să o vedeți și după aia. Păi mașina e a lui tata, nu e a mea, vă dați seama, dar tata e bogat, are multe și mi-a dat 1000 pe asta. Hai, veniți, veniți, vă rog să o vedeți.
Ia uite și pe aia, bă, frate, wow. Uite ce este. Mamă, ai văzut, mă, bebe? Ai văzut, bebe? Și vin cu voi sau? Da, da. Hai să uiți nenea. Să uite ușor, să nu ne rup mașina, că asta e mai de mici, așa. Mamă, domnul, dar nu prea am loc pe aici. Asta e de aia, de electronică, de aia. Ce e? Electronică, de aia. Copii, nu cred că au voie să conducă mașina. Cum să nu conduc, domne, că am 17 ani. Copii, domnule, avem 15 ani. O, să trăi, să trăi. Îl știau 12 minte. Asta e mașina, domnule. Da-ți, domne, asta e a lui tata. S-o sătura de ea. Vedeți că are cheile în contact, ia dați-o cheie. Oi, ce frumoasă. E puțin spălată, na, dar pe aici. Să l-o fură, să l-o mor cu el, că poate o fură. Poate te ia și pe tine, Doamne, ajută. Bă, o ia și pe mine. O, bă, ai luat ura așa tare, că știi motorul. Frumoasă-i, Doamne. Dar capota are, la cât de lungă e. Ar trebui, ia vedeți. Are, are, pe lat, pe, într-o parte. Ia uite ce motor are, asta e V12 direct. Dar și eu sunt mecanic, dar mașini de astea n-au mai văzut eu. Vreți, domne? O vreți pe asta? Să nu spuneți cât costă. Păi, vă lăsăm la aprecierea dumneavoastră, că noi nu prea știm așa cât valorează mașina. 1000 de lei, 1000 de lei. A, păi dacă vreți, mergem să-ți scot banii. Că acum la mine eu n-am bani. Dar cât aveți la dumneavoastră? 65 de lei, dar dacă vreți, mergem să-ți scot. Hai mă, să dăm pe 65 de lei. Că nu... Domne... 65. Măcar 500 de lei, domnul, că suntem 3. Hai, bă, 65 trebuie de să lei. Mâncăm. Da, domne, vă dau pe 1500 ca să aveți fiecare. 1500 e bine, domne. Dar e bine, e bine. Mergem la un bancomat de ăla. Hai să mergem, haide să mergem, haide să mergem. Stai aici, Andrei, să nu o fură. Ba, vin cu ea, stai să văd. Bă, stai acolo, mă. Stai acolo. Cred că mai ne dă 65 de lei. Nu vă dau, domnul, nu, că sunteți copii, trebuie să aveți bani de cărți, că... Da, da, eu mă duc la școală, că de-asta am ghiozdan în spate. Ăla e mai așa, mai... Ăla e mai prost, na, da. Stai-și, bă, ciocolată. Dacă mai dai o dată, cred că... Oh, ce cap. Dar de unde scoateți banii? De la cec? De la bancomat de la sau cec de la cec, cec. Avem de-asta GPS la mașină. Ce mă doare, domnul. Măi, leuși mașina are, domnul. Power. Tă-te, domne. Trebuie să mergem la un schimb de la valutar. Păi și faceți din astea cu oameni, cu schimb, cu din alea, că... Sunt baratele alea de bani, sumă de bani. Da, și mă, ciocolată. Așa, așa îi vine purecla lui italianul, ciocolată. Vă simțiți bine, domnule? Da. Dacă îmi răspunzi 200 de euro? Băi, dar de fapt n-am nevoie, sincer. Haideți că vă aștept aici. Acum, acum. Bebe. Da, ajung. Bă, am o idee, bebe. Mm. Vrei să faci mai mulți bani? Fii atent, eu sunt mic, știi? Și nu prea mă vede. Se urcă unul dintre mine sau italianul la volan repede și ia mașina, dar mai înainte stă banii. Ce zici de-asta? Luăm banii și scăpăm de ea și așa e furat. Dar face și mai mulți bani. Gata, domnul. Ok. Dar cât scai putere are mașinuța asta? E frumoasă. Asta e ce, domnul? Oh. Asta mea cât scai are? A, da, da, dumneavoastră. Asta are mulți. Bebe, poți să te pui un pic să tragi pe dreapta să mă duc să fac pipi un pic? Nu acum, că avem treabă. Da, neapărat. Am o sticlă la mine. Nu, că... Fă la domnul în polă. Și vezi că cam vine mașina aia roșie după noi. Păi da, să zic, să ne oprim pe dreapta. Hai că eu mă duc să-i dau la domnul mașina și tu... Dar pe aici sunt mașini de epocă, ce caută de aia? Lamborghini sau ce o fi de aia? Eu sunt mecanic, domnule. Sunt mecanic?
Da, domn. Să vezi, vă ajut. Mafios de mici. Hai, domnul, să facem o afacere, domnul. Jur, jur pe ce vrei dumneata, că e mașina lui tata, vrea să o vândă. Vă cred, vă cred, păreți de încredere. Nu, am o, trebuie doar să-mi dați banii. Nu, acum, domnul. Să aveți grijă de ea. Deja am, domnul. Și din asta, tata e cam supărăcios, așa cum să zic. Cel mai bine ar fi să dați o mână cu pensul ăla de vopsea pe ea. Dați ce culoare vrei, matale. Am primit și banii, mulțumesc frumos. Să aveți baftă de ea, da. Să vă trăiască, să stăpâniți sănătos și tot ce vă doriți. Uite, am foarte frumos. Și ușa, domn. Ia urcați-vă puțin în ea. Mamă, și cum mamă, vă stă ce bine vă prinde, domne, mașină. Oh, bravo. Și cum agăți acum? Bravo, toate sale tale, toate gagicile grupile din sat. Să trăiți. Să trăiți la mulți ani. Babele, să da, da. Câți ani am, mă, bebe? 1500. Mamă, împărțim la 3. Ce împărțim la 3. Vreau mâncare mie, eu. Stai că mergi la magazin, stai să vă dau și eu, vă insai să vă dau partea voastră. E 500 de fiecare. Ia uite, un bomba lău, știi și matematică. Până... Și că e Gianni Orlando, nebunule. Cine? Hai să mergem să ne cumpărăm de mâncare, că mi-e foame. Dacă mi-e foame, că vine să-l mănânc și pe italian. Mă, bebe, hai până acasă la tine, poate găsi pe cineva, nu știu. Hai să mai căutăm pe fratele meu. Ai înțeles? Am înțeles. Bă, mie mi se pare că ăsta Andrei a făcut ceva, mă. Ce a făcut, bă? Bă, ultima dată... Bebe, vă salut pe toți, salut, salutare. Și ce, salut, Ticul. Bă, ar fi mișto și ce să facă? Proprietatul la mașina aia, care i-am furat, o să-l găsesc pe ăsta, cu mașina lui. Mecanicul ăla? Da. Eu i-am zis să dea o mână de vopsea pe aia. Uite, uite, din stânga noastră. Uite-l ce se duce cu ea, nebun. Hai să-l urmărim, să vedem dacă se întâlnește cu ăla. Vezi că dacă se duce pe acolo, trece fix pe-n față pe la mecanic. O bagă la Peco. Hai la magazin, uite acelea, că mi-e foame. Mâncare, stai că vin. Mergeți voi și luați și pentru mine, că vreau să văd ce face ăsta. Și bagă benzină, băieți. Să lăsăm pe ăsta aici, mă. Pe cine, pe Andrei? Da. Ce-a cumpărat berea asta, doamne. Haide! Haide! Haide, noroc! Trage italienii ușa că n-ai casa în pantă. Gata. Vreau să văd dacă mai țin atât de mult la bere cum țineam înainte, bebe. Mamă, poate e stricat o mașină aia, hai să vedem ce faci. Hai să vedem ce face asta. Să vezi, ne umplă frigiderul, cred că. Uite ce se uită la ea, bă. A jolit-o ăsta, că s-a urcat ea. Bă, bă, stai să vedem, stai să vedem, parcă vă că-i fură ăsta mașina. Și de ce este în coară? Dar tu vezi oamenii de acum, din 1000 și ceva, cum se ajută între ei? Ce? Ce spui? Hai, bebe, să mergem! Da, și mă, că vreau să văd ce vorbesc ea. Hai,
chestia asta, stați puțin. E uleiul, e uleiul de apte. Asta s-a scos muța asta aici, am dat peste o muță. Mama, a dat peste o pisică. Oh, mamele, crăputat. Băieți, strângem și noi 2000 de like-uri, ce ziceți? Apăsați și voi butonul de like? Domnul, ar trebui să meargă. Oh, las că mă duc, îi dau o mână de vopsea, îi mai spar geamul. Auzi, mă, că o face bun. Hai să mergem. Hai, Italine. Hai, mă, las, bebe, se conduc, te rog. Hai și mâna, da, termină-te, mă. Bebe, bebe, stai așa, deschide-o și un pic, deschide-o și un pic. Lasă-l aici, mă, bebe. Hai, că răsuie-te, să lăsăm aici. Suie-te repede, să lăsăm aici. Hai. Bebe, bebe, bebe. S-o sui și el, mă. Am luat cutia astea, poți să mă sui pe cutie dacă e secundă. Mă iau picul sughițeala de la bere. Pericol cerezul se folosește la monitor 2K. Dar și la 5M am 2K acum, uite. Grafic, uite. Bebe! Dar mai tași, mă, că... 44 de Hz momentan, chiar dacă mă ciocolată. E că vreau să văd ce face la cu mașina, mă. Scunde-te aici. Andrei, tu te ia și tu câte un burger de aici. Ce face? Tu te ia câte un burger de la mașina asta. Nu te mai duc, că pleacă, nu te mai duc, că pleacă asta, nu te mai duc, bă! Vreau să văd dacă se duce la mecanic și îl prinde mecanicul, știi? Nu cred. Ăla face liniuțe, mă. Acum aș dă și el, șmeche. Ciocolată, mă. Mașină, dar nu știi că e mașină furată. De seama dacă prinde poliția că ați făcut ceva acte, nu cred că ați făcut acte. Uite ce fără are mașina. Nu mi-e mai stai mult pe loc. Trebuie să vedem ce face ăsta. Ciocolata Milka. Hai că a plicat de-i. Ia, stai, stai, să vedem. Dacă face stânga, se duce direct la mecanic, ești nebun? Auiu! Stânga a făcut. Du-te la el, du-te de-i, de-i. Ce vezi acum că... Să vezi că îl ia mecanicul. Ce ai făcut, mă? Mi-ai furat mașina. Bă, nu mai e mecanicul aici, am plecat. Hai să plecăm de aici. Hai, bebe, zi că uite pe ligura, că mi-e dor de el, te rog. Păi n-ai zis că nu știu unde e? Păi hai să ne toace să-l căutăm. Eu cred că a fost răpit de vreun mafios sau ce. Să mă bag eu pe aici frumos. Țaca paca. Unde e, mă, ăla cu mașina? L-ați mai văzut pe aici? Să nu-i mai zică nimeni ciocolată? Băi, Andrei, dar tu de ce îi zici italianul ciocolată? Păi cum? Ce înseamnă asta? Nu ți-e rușine? Ce? Că tot se leagă de tine. Păi nu știu, poate vrea să-l bat și să... Îl arunc în apă. Lasă-mă, Andrei, că ciocolata asta, că cum mă chem tu, când... cum mă chem tu? Când am fost mare, avea altceva mai... Pentru tine. Ce? Pentru tine, vorba lui Meme, nu pentru altceva.
că alții nu vor. Pentru tine, mă. Andrei. Păi da, pentru... Băi, stai, că pentru acum... Pentru tine mă referăm. Ce? Nu o să apuci, nu o să apuci. N-am fost atent. Bebe, hey. Mă lași de conduc, te rog. Mi-am luat și cutie, te rog. E sigur? Să lasă conducă, mă, italienă. Hai, lasă. Bă, dacă vrei să mai avem viață... A, bă, cam... Zi, mă, italien, știu, lasă conduc. Dar pentru ce să te las, mă, spre tine să conduci? Bebe, cu ce, cu ce văd, ocazie? Vreau să văd și eu cum e să conduci de mine. Du-te, mă, de aici. N-ai și geam. Ai, te rog, cred că trebuie să mă mai ocup de cineva. Lasă-mă un pic mai încet. Dei. Alo, copii! S-a dus? Mama, a intrat în ăsta, bă, că e cam murit, săracu. Hai să plecăm de aici, să nu vină poliția. Am vrut să parchez aici, la magazin, mă, să luăm de mâncare și uite, știu, a intrat ăla în magazin. Hai, bebe, lasă-mă, te rog frumos, te rog de toată inima mea. Zi, mă, italiene, și tu. Hai, mă, lasă, că deja mă disperă la cap. Să-l las? Lasă-l, îmi pun 5 centure pe mine. Te-ai și-o pus și cu tine. Încă dacă face accident, moare el. Vezi, să nu spui centura, să nu spui centura, Andrei. Te-ai că pus cutia, hai să mergi. Închide-și. Să nu spui centura. Hai că văd cât e că... Bă, tu nu, bă! Ce faci, bă? Zi, merg bine? Nu vrei să spui o lumânare din aia de avea eu la casă, un sub scaun? Să stai și tu un pic mai sus? Bă, ce merge poate, bă? Gigi, te salut, ticule, salutare! Merg bine? Dă-i mai încet și tu nu-i mai dai așa tare. Dă-i mai încet, te rog, dă-i mai încet, te rog, mai încet, mai ușor. Merg bine. Da, da, mergi foarte bine. Salut, Pericol, cel mai tare, Andrei Pară, mulțumesc frumos pentru 2 euro. Bă, nebunul, era să mă omori. Nici nu eram atent. Cum tu mă renui eu? Și mă duc un pic mai dreapta. Te-ai auzit și tu indicații, băi, italiene, că degeaba ești, băi, ciocolată. Mută-te în față, italiene, și dă-i dedicații, auzi. Indicații, ce? Bă. Du-te, nu. Se vede. Domnul! Că trebuie să conduceți, băi, copilași și mici. Domnul! Nu te-ați dat permisul de la... Urcă-te o leacă cu noi, domnul. Domne, ne-a ajutat și pe noi, domnul. Asta-i fără mașină. Am care două locuri. Domne! Iese fumul, iese fumul de carburator. Aolo. A luat foc mașina. Serios, a luat foc? Da, a luat serios foc. Hai afară, bă! Ce, bă, că... Păi ce s-a întâmplat? Înconjurați-l să-i luăm banii. Băi, banii că te batem, banii, să moară Giulian dacă nu ne dai banii. Te rupem cu bătaia. Stai, banii! Banii, Cheliosule. Olu, urcați-vă și fugi, nu, stai, nu mai. Banii, bă! Nu te urca, mă, vină înapoi. Dă-ne banii, bă, că te bat! Câți bani ai la tine? Adică puța. Ce? Adică puța. Bă, nesimțitule, vezi că suntem copii, n-ai voie să vorbești cu noi așa. Banii! Dă-ne banii. Că vine poliție, că vine poliție, urc. Calco. Ha, olo, cred că a zis ceva de maică ta. De a ta, Andrei. Că a spus că cine conduce. Bă! Bine. Ce-am crezut? Bă, ușor, mergi și tu mai ușor. Hai că nu ne urmărește ăla. Eu cred că le era din ăla, psihopat, de-i plac copiii. Și eu. Dai seama ce vă făcea ăla. Hai că m-am făcut și eu dacă e. Vă face. Aue.
Pe cine ți-a dat follow? Nu pot să mă uit acum cine mi-a dat follow. Mergi mă pe partea cealaltă a străzii. Bă, vine ăla, fă dreapta pe acolo. Fă dreapta să fugi, să ne ascundem. Dă-i în față, dă-i în față. Nu, bă, nu înapă, fă dreapta, bă. Acum mergi în față și faci tot dreapta. Dreapta, mergi tot în față acum, dă-i tare în față. Cred că l-am păcălit. Dau cât e repede, acum. Da, l-am păcălit, hai, dă-i tare. Stânga. Dă-i tare, că nu l-am plecat. Aici faci dreapta. Dreapta acolo? Că nu ne mai vede, da. Oh, și aici stânga. Americanul, salut, avem 2000 de like-uri, mamă, băi, sunteți cei mai jmecheri, cei mai tari. Acum? Mai ești puțin dreapta, puțin mai mult, așa, bravo. Dă-i, calco bine, calco. O calc! Andreea, bună seara, Andreea. Bine ai venit pe acest live minunat. Bă, ce-a fost asta? Pe mine mă trebuie. Aici trebuie să faci stânga. Stânga? Acum, opresc? Aoleu, cine e ăsta? Bag, dă-i în față și bag în curte, dă-i în față și bag în curte, repede. Fugi. Dreptea? Lasă aici mașina în fața ușii, lasă mașina în fața ușii. Lasă-o bă în fața ușii să nu intre nimeni, ești bombalău! Te dracu, te-am pus la volan pe tine dacă ești așa bombalău. Păi dar explică-te. Ce să-ți explic, că tu ești prea prost să înțelegi ceva. Ce-ați făcut, mă? Ce v-ați furat? Când fugit un graz după mine cu cuțitul, m-au alergat pe aici pe dealuri. Dormea și-o liniștit. Păi ce treabă avea grasul cu tine, mă? Păi nu știu, mă, veni cu cuțitul, te omor, copile, te omor, fugea după mine pe aici. Păi te-ai visat, motorul... mă, lingurare, mă. M-am luat motorul la repede, dacă zic că au fugit. Păi, dar acum înțelegi de ce a fugit după tine, că ai furat motorul, normal. Păi acum l-am furat, că să scap de el. Lași că ne urmărești unul cu un BMW. Un BMW, puțin. Tu, uite, mă, am căzut după tine. Lingurare, ce dorm era de tine. Și de mine, m-ați lăsat acolo să dorm, mă. Nu ați putut să vezi să mă treziți. Pe mine, ăștia a dat vina pe mine. Că eu, că... Ce faci, mă, frate? Uite, stăteam și dormeam liniștit și după aia m-a trezit cu unul, cu cuțitul după mine, men. Fugea! Ajutor! Ajutor! Ce ajutor? Că am scăpat la un moment dat. Stai că mă scapă căcuța. Bă! Jos! Vine asta. Fugiți! Fugi că ți-am vrea bani. Trebuie să-l batem pe ăsta, bă, că vrea să ne omoare. Doamne, ce bombă lui. Bă, trebuie să-l batem pe ăsta, mă, trebuie să-l batem pe ăsta, uite că a intrat. Hai să-l batem. Hai. Bă, ce cauți, bă, aici, bă? Ia. Bă, albiciosule! Dă-i, Italian, dă-i! Aia, tati, yo! Aia, tati, aia, negurare, bă, că te-și tu la bătaie, pusălăule! Hai că mă bag! Pe el, tu-i mama lui! Mi-a făcut accident. Ai, mă, eu tot linguracul ăla ta la pământ. Gata, bă, gata. Uite mașina, bebe. Nebunule. Na, mă, așa-i trebuie dacă se leagă de noi. Stai așa. El nu știe că avem spate, că suntem brigadă. Bebe. Bă, nu mă scoate, bă, degetul ăla mic. Bă, fugiți. Ăsta a fugit după mine. Ăsta a fugit după mine. Hai să luăm mașina. Unde ai pus mașina? Nu știu. Ăsta a venit după mine cu cuțitul. Unde a pus Andrei mașina? A dat-o în copac, bombalou. Mune, nu a
Da, țin banii, bă, da! Ajutor! La mama! Hai, suie-te, 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 bă, odată! Banii! Vrea să... Dă-i, dă-i, dă-i! Hai, italiene! Italiene! Dă-te jos și el, Andrei, dă-te jos și el pe italienă, că dă-o tău. Bă, bă, ia-i! Dă-i! Ia repede! Bă, bă, nu mai pot! Bă, nenorociți-vă! E nevastă, dar nici mai câte-l te vrea, bă, grafă! Bă, nenorociți-vă! Bă, ia-i! Mama, a vrut să dea cu cuțitul noi! Ia! Dacă m-a nervat, mama m-a enervat, grafă! Țineți-vă bine, au! Sunt faine episoadele astea? Țineți-vă bine! Încet, mă, încet! Ușoara! Cine mă ăsta, mă, că nu fuge ăsta degeaba după noi? Eh, dar câte peripeții am făcut fără tine! Păi, fără mine, că m-am lăsat să dorm acolo, singur! Uite că ești bombalău și tu dormi pe câmp! Andrei e pe tataie! Tu te-ai gândit vreodată să dormi pe câmp! Bă, era să zic că l-am uitat pe italianul, mă! Bă, italianul nu mai e la mine în brațe! Bă, trebuie să facem un plan, mă, trebuie să facem un plan. Nu mai la mine în brațe, bă, italianul. Taci din gură, că e acolo, că-l văd. E mecanicul? Mamă, nu mai merge nimic pe mașina asta, ești nemul. Băi, trebuie să mergem să vorbim cu bunicul tău, mă, italiene. Bunicul? Din gurare. Poate mergem într-o zi de-astea. Și cu mama vreau să vorbesc. Și eu vreau. Deja sunt... Sunt câte zile? Sunt două zile? Da, da, două zile nu mai pot. Oare cât e gata, salut, ticule, salutare. Italiene, bagă capul în mașină, mă. Bebe. Hei. Ce trebuie să facem? Într-o zi să mergem în oraș și să luăm fete, bebe, să cucerim fete. Ce ocazie? Puteau să ne vadem mai mici și mai drăglași, în afară de ciocolată. Eu nici înainte nu prea cuceream, da, bea acum când ești mic, nu știu ce să zic. Ei! N-am telefon, băieți, în roleplay, n-am telefon. Că mă culcă un pic, bebe. Du-te, mă, și culcă. Gașca zurli în mașină. Bă, nu știu care e treaba cu ăsta aici, că aici mi-arată că e o ușă, vezi? Ce faci, mă? Mă. Ce ai, mă, de țipi? Păi nu știu ce faci acolo. Am băgat în casă, nu vezi? Da. Și ceva acolo, sau? Mă, nu prea e, sincer. E doar așa, o... Dar tu n-ai, nu poți să intri aici, că trebuie să... A. Păi poți să intru și eu. Cum? Ia intră să vezi. Băi, vezi că ești pe partea asta altă. Trebuie să plătești membru și luna viitoare sau se plătește automat? Se plătește automat, ale, nu trebuie să plătești nimic. Explică și mie care e treaba cu... Ăla. Nu vin după noi. Bebei. Nu știu, mă, care e treaba. Bă, italiene. Da. Și cum vine așa după unde să-și fuge, tău? Nu știu ce să plătească. Păi nu știu. Care? Că după tine a fugit, mă, lingura, nu după noi. Păi și că după avem și acolo în curt. Bă, da, italiene. Cine te urmărea? Da, da, bebe. Trebuie să vorbim cu unchii tău, mă. Cu... Păi, nu știu. Cu bunicul tău, cu unchii tău. E pe deal cu oile, cu vaca, nu știu. Știu unde eu de când eram era mic acolo, la Anțeta, mi-a zis că... Mai știi minte, mă, când eram mic mergeam da. Mereu cu el. Da. Unde mergeați? Păi să-l căutăm. E acasă. Nu e, că am uitat eu înăuntru, nu e nimeni înăuntru. Hai să mergem să-l căutăm pe bunicul tău, dacă nu.
Hai să mergem la Lanțeta, dacă nu. La Lanțeta? Poate o găsim acolo. Mi-e frică. Nu știu ce să zic. Salut, nu te-am mai văzut de 2 ani. Cum mă, de 2 ani? Chiar și am mult? După mine aș încerca să caut toate vrăjitoare, că pe vremea mea, acum, pe vremea mea... Ia vină, veniți-mi cu acea oleacă. Ce? Ce-am găsit? Am fost aici înăuntru, mă. Da, mă, știm da? Și noi. Dar nu e nimic acolo, e gol. Și e și renovare. Băi, Andrei. Vezi că se roagă, nu știu, nu mai vorbește. Hai să mergem. Știu eu. Trebuie să facem rost de un motor. Și era în zona... Păi, de capul meu, dacă știu unde era. Era un vrăjitor bătrân undeva pe o munte, dar nu mai știu unde. Cred că aici. Trebuie să mergem la un vrăjitor bătrân sau cea. Dacă nu, hai să mergem în oraș să vedem cu cine ne întâlnim, vreți? Nu știu ce să zic. Bibanu, dar să nu râdeți videoclipul. Vrei să merem? Hai în oraș. Cum se numea mașina aia pe care mi-ai dat-o? Eu știu cum se numea, chiar nu știu, sincer. Cum se numea? Hai mă, ce facem? M-auziți? Mhm. Uh-huh. Bine, facem, tu ce faci? Păi ne mișcăm? Ha. Păi dacă... Nu știm unde să mergem. Bă, nu știu, hai... Prin câmp, prin dreapta era, ia fii atent. Hai la... Dă-i în față. Bă... Da. E un bar de ăsta de țigani, ia să mergem până acolo. Nu-l găsim. Că sunt vrăjitori în partea aia, mă. Me. Hai încrede în mine, bebe. Hai, okay. Du-te ce ziceți. Sunt vrăjitori acolo la barul ăla. Sper să țină o oră, păi ar trebui să țină două ore, că avem 2200 de like-uri. Nu știi că m-am dat o poțiune de aia de am... Ar trebui să țină două ore, băieți, nu ezita să apăsați butonul de like, să ținem live-ul ăsta cât mai mult timp. Aici zici tu lângă ore? Da, aici. Sper să găsim pe cineva pe aici. Păi acum sper și până acum spuneai să am încredere în tine. Păi am zis că să ai încredere, că poate cineva. Acum, că dacă zicea... Acum zici poate, dar până acum erai sigur. Păi da, că da, după aia nu mi-a plecat și mi-a venit încoace. Înțeleg. Păi degeaba, venim degeaba până aici. Eu mănânc fineti. N-am găsit până niciodată. Eu sunt cum se aude. Open. E cineva înăuntru, mă? Nu. Dar am văzut ceva. Ce mă? Mic. Maa. Cine e grasa asta? Ce grasa? Ioan Vasile a băgat acolo 5 lei. Maa. Dați-vă mă că m-ați blocat. Tăte mă de... O, oh, bă! Bebe. Las că... Bă, dar ce faci acolo? Căcuța? Aia. Aolea. Bă, ia uite ce am găsit aici sus. Bă, nu mai... Am văzut și eu. E închis-o și am gândit că poate mi-a găsit ceva pe dincolo.
Nu-i nimeni, mă. Da, aici veneau mulți. Mamă, ce seamănă și... asta cu Selena, ia uite. Cu Selena? Mamă. Mi-am amintit că și mie mi-e dor de Andrei. Și mie. Mă. De Selena zic. Ah. Unde sunt ăștia? Italienei! Bă, dacă i-o răpită ea. Cine mă să-i răpească? Au venit ăla după ei și-o... Vezi că sunt în mașină cu minți ai mei. Și ești mai cu minți copii, ești nebun. Ce e aici, mă? Unde? Aici, în stânga. Poliția. Vezi? Bebe. Da, să le leați de pe vremea trecută, de mult. Arată-le ceva la domnii polițiști. E? Uite așa. Eu am o problemă, eu arăt două degete în loc să arăt unul. Tu ești pe peace, man. Uite, cu mânuțele astea două să vă omor pe... Aolo, scos și eu calibru mare. Dai, trage după noi. Mă, ce m-a speriat. Mamă, frate, m-a încăcat pe mine. Mai tu? Bă, voi dormiți aici în spate. Dormi. Ai văzut pe aia fugeau cu armele spre noi, băieți. Și unde m-aș duce, bebe? Ce mănânci, măi, Andreea, că și mie mi-e foame. La club. Unde fetele nu poartă chiloți. Bă, mă vor. Te-ai trezit, mă? Te-ai trezit, mă, Nicol? Mă. Și cum te trezi cu mănânci, a? 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 Salut, Pericol. Ce-ați mai făcut? Pericol, te urmăresc de când aveai Skoda Octavia? Oh, nice. Bă, trezire! Taci, mă, din gură, ai venit și ai chef de vorbă. Taci din gură până... Te băgăm noi în seamă. Spaghete cu carne. Oh, nice. Ron Baxter. Ron Baxter. Ron Baxter. Salut, Pericol, ești cel mai tare. Bă, dar pe aici numai case de rom sunt. Mai avem benzină, să știți. Aoleu. Păi nu mai ai bani de la... De la? De la ăla, de cu mașină. Cred că e o macarone cu carne. Ce mașină, mă? N-ai, de afla. Mănânc plăcintă de dovleac. Oh, bravo. Eu mănânc măr cu biscuite. Mă, vă faceți prozici de afară mine, a? Păi dacă tu doar... M-a supărat rău pe voi că... M-a zăsat acolo. Hai, gata, copilașul tău. Copilaș. Mamă, unde pe așa să mă fac mare din nou, știi ce-ți dau după aia, Andrei? Hai că, da, dacă e. Hai că nu-ți dau. Mai pe la Jilava o să te țin. Da, dacă mai ești în poliție, că... Lați, bebe, că ne face mafie. Păi și... Tot te iau. Aolo. Bebe! Ai zis că nu mai avem benzină. Păi da, stai să băgăm benzină, dăm banii aia. Stai așa, păi stai care așa. Banii aia? Te-ai zis, de ce n-ai zis că băgăm din banii tăi? Lasă-mă puțin! Păi nu dăm banii. Unde e rezervorul? Hai că... Sparg și eu toate geamurile, să lăsăm aia. Pericol. Hai la o sălățică de fructe.
Eu mănânc care-i piore de porc și ceafă de pui bulgăresc. Mă duc înainte pe jos, ce să fac? Merg pe bicicletă, fac mare navetă, beau apă și mănânc pâine, am viață de câine. Leo, saluticule. Băieți, ia uitați ce am eu aici, băieți. Ia uitați ce am eu aici, cine are din asta? Aveți și voi așa ceva, mă? Ia spuneți, a? Aveți și voi așa ceva? Aveți și voi așa ceva, mă? A? Aveți sau n-aveți? Dar pe clipe Andrei a zis că dacă mă piși în rezervorul sară benzină și l-a rămas acolo tot cu asta, că benzină înăuntru. Mă, sunt curios cât îi ia să ajungă până la noi după aia. Da, 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 îmi faci poftă. Mănânc shawarma. Sper să nu mai vine nimeni pe aici. Uite ce casă mare aici. Eu mă uit la tine și mănânc. La televizor vorbe de mucenici. Eu mănânc un căcățel. Mihai has left the chat. De ce, mă, Mihai, îți plac mucenici ăștia? Eu mănânc bătaie. Eu mănânc paste cu ton. N-am mâncat paste cu ton niciodată. Îți dau dislike? Oh, mersi frumos, Maxim. Eu mănânc semințe și te urmăresc de când aveai golful. Alin, nici nu făceam YouTube când aveam golful, stai liniștit. Am făcut eu video despre golf, dacă n-am făcut video despre golf, cred că nu-l mai aveam de vreo 2 ani. Mamă, dar ce scoi acolo, bă? Hai să vorbim cu ei. Mere. Interesant. Eu te urmăresc de la botez. Ionuț Botu, salut, ticule, salutare, mulțumesc. Eu mănânc paste carbonara. Poftă bună, mulțumesc. Bebe, a făcut mama e mucenici. Te urmăresc de când te jucai PUBG. Bă, dar ce se întâmplă aici, mă? Nu știu. Eu am rămas în spate, bebe. Rău. Ai. Că n-au vrut să vină cu noi. Cred că s-au bușit ăștia. Uite salvarea. E salvarea. Ăștia trebuie să ne ajute de la salvare. Faceți copii. Foarte bine. Hai să stăm aici, că poate ne iau și pe noi. Hai să ne prefacem răniți. Ha? Ce copii frumoși. Tom, ce stica mașina? Cine e o? Nu că-mi dai asigurare. Nu că-mi dai asigurare. Eu nu-l cunosc. Se certe cu Andrei și se cea asigurare. Și bă, ce cauți mai aici? Vă se vă ducă undeva? Nu, ne aduce și pe noi până în oraș? E asigurare în ea. Urcă Italien aici, urcă Italien. Dei, 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 bădi. Hai în oraș, hai în oraș. Dei, 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 în oraș. Mamă, ce mașină! Dom'le, ce mașină e asta, nenea? BV. BV? Da, da. Să spuneți unde e în oraș. La... La... nu știu. La club, la club, Leo. Știți, știți undeva unde sunt gagici? Sunteți mici pentru gagici. Me.
Am 17 ani, domne. Eu 14, dar mă descurc. El bagă și o mână dacă ești de ceva. Poți să trec pe roșu? Trece, domne. Bine că mă întreb pe mine. Trece, trece. Așa. Conform articolul 9 pe 2020, nu știu ce de moment. Ce mă, s-a trezit polițistul din tine din gură? Da. You... Spune-i să vă înveți în jurătură, dar nu vrei să auzi pe live aici, nici știi ce scoate ăsta din el, ești nebun? Știți vreun club din ăla cu fetițe? Nu, nu știu. Cum, Dumnezeu, nu știți? Auziți, dar sunteți însurat? Ce păcat, că mergeam și noi pe la nevasta dumneavoastră. Să ne dea și nouă, să ne dea și nouă să mâncăm cea, că suntem nemâncați de o lună. Niște lapte. Păi mă duc eu acum la magazin și mă cumpăr. Nu, că de la Adrian să nu vei în lapte. Nu, 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 nu. Nu ne place el. Bă, 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 bă! Domne, ferește. Cine v-a dat, domne, permisul? Am făcut la Suceava. Eu nu mai merg cu domnul ăla. Nici eu. Domne, ferește. Ui, ce fain e parc. Bă, ce frumos e la oraș. Hai, parc să ne dăm în... M-am uitat ăsta cu lata. Stai că imediat vine și Andrei, să zic cum e. Copilu. Ce copil, nu vezi că mai n-am cadet decât tine? Bă, dar tu știi să conduci bine rău, frate. Știi să conduci bine rău, tu era să mă omori. Cine, mă? Domne, cu cine vorbești, domne? Bă, dar motorul ăsta ce face? Are pleacă copil, undeva? Da, mă, a rămas fără mașină. Du-te, mă, de aici, mă. Bă, bă, lasă mașina. Mamă, ce haos e aici în oraș. Hai să trecem. Am trecut fix pe verde. Tu dai mine, bă, băgați să... Bă, italiene, ușor că-l omor, bă, italiene. Mamă, ce l-a bătut. A încercat să-mi bate copii. Mamă, ai fost un fel de... Măi, nemicior, Sina. Dintr-un pumn a fost la pământ. Bă, îți luați mașina aici, nu poți să da copier. Mamă, ce magazin de haine aici la oraș. Era mișto dacă era doar mici, dar în același an și vă întâlneați cu Serena Andreea. Bă, e foame, uite, cum face stomacul. Cum face stomacul? Băi, tu m-auzi, băi, lingurar? Păi și de aici nu putem să cumpărăm nimic? Uite, bă! Păi cu banii aia care da. Mamă, dar de la mine dispar chestii pe aici, da. Nu mai ție. Și mie și mă, aha. Hai să ne întoarcem. Gata, la mine sunt. A, gata. S-a revenit. Cred că domnul hacker. Hai că... Bebe, deci mie nu pas dacă îți fură careva mașina, să știi. Bă, eu m-aș duce să fac o baie că... Și așa se strigă că m-am pișat în el, da? Iarăși. Bă, să ne luăm merzi ăștia de șmecher. Merzi de șmecher. Eu zic merzi de rapid. Așa, bebe, să ne dăm mare șmeche. Care făcă, ce mă, figură la noi? Care face, mă, că-l bat. La uite cum merg, să bat pe bebe, și cine e ăsta? Ești din apă, mă, cine? Nene, ia uitați-vă sus acolo, vedeți? E la care da. Eu mă duc așa. Mă picat jos, uitați, domnii. Ce? Fața. A. Un, două, trei, și... Duceți-vă să luați mucenici. Bă, dar ce oraș mare, bă, băiatule. Bă, ce dă de-mi dați mașină furată? Bă, copii, mamă, vă prind acum, vă... Fugiți. Fugiți. Ce-a dat?
E istorie lungă, lingurare, fugi! Fugi, lingurare! A venit ăla cu mașina, băieți, după noi. Ia uite, trei monștri fug după mine. Hai, lingurare! Fii atent ce-l batem pe ăla, fii atent ce-l batem pe ăla. Aici, pe aici. Bă, unde e italianul? Bă, unde l-ați lăsat pe italianul? L-a prins? În spate, uite-l, uite-l. Hai să-l batem pe ăsta, hai să-l batem pe ăsta, hai să-l batem pe ăsta. Hai să-l bate. Gata? Bă, e pe... Fugi! Fugi! Hai la poliție. Ce poliție, mă? Hai să mergem la mașină înapoi, să ne suim în mașină să plecăm. Că cum făceam noi când eram mici? Vreau cuțit, mă, trebuie să cumpăr cuțit. Da, mă, cu un cuțit să Rico, zile că suntem noi. Noi suntem copii orfani. Noi suntem copii orfani. Ca la Craiova. Spargem din șirul pe geam. Știi italiene melodia aia? Urcați aici, urcați aici. Dei. Urcă! Hai, dai! Dar nu ne luăm mașina noastră! Nu mai e! Care-i mașina? Eu, păi am lăsat un parcare la cu ce zic. Mamă, cum merge mașina asta, ce puternică. Cacotapă! Calco! Bă, dar ce voiau ăia? De ce vă urmăreau? Era la de aia, am vândut mașina furată? Idei, ce mașina ați vândut voi furată? Bă, ce faceți și de ce nu vrei să-mi spuneți și mie? Păi frate, tu furat-o. Așa, și mie de ce nu vreți să-mi spuneți? Ce pot face pentru un salut? Singur, salut! Nu spuneți nimica. De ce țineți secrete față de mine? Știi, ce este încurcă? Bă, dar noi mai suntem cu minte de copii să țineți secrete unul față de altul? N-am niciun secret, mă! Păi, și puteai să zici. Ce faci, mă, copile? Ce faceți, mă, copiilor? Dă-te jos să-ți arăt. Așa, bro. Ce l-au bătut, mă? Bă, ce răi sunt ăștia, bă, băieți! Bă, trebuie să intrăm în poliție și trebuie să căutăm informații despre vrăjitori, da? Ok. Chiar și în camera aia cu otaj, mă, nu mai tătură. Vezi că e un polițist afală. Încet. Chiar și în camera cu ăstea trebuie să căutăm. Hai sus la etaj. Mergeți, mă, mergeți. Aici e multă lume. Mergeți că mi-e foame rău. Direct. Gogoașă! Mamă, cum îmi face aparate! Deschide-te! Voi luați de acolo, exact, e bine. Aoleu, ia și-o pizza! Nu știu. Uite un hamburger de aici. Ce bun e gogoașul ăsta! Aici este un hamburger! Mamă, ce mă ia! Nu mai tu mănânci gogoș, a luat-o pe gratis, bă. Ce faceți, domnilor, aici? Mă, gogoș! Nu lăsa părinții aici. Nu lăsa părinții pe toți aici să mă cunc gogoș. Păi cine vă lăsa pe aici? Părinții, domnule, lucrează aici. Pe tata-l cheamă... Gogoașă. Cum? Gogoașă cheamă pe tata. Gogoașă? Da. Am unul alb, unul negru. El a avut o idee foarte măreață să facă o echipă de fotbal de copii. Aulă, și ce poți jucați? Eu stau pe bancă. Eu stau în poartă, mai e o minge în față. Domnii? De asta sunt negru așa. Eu sunt fundaș. Aulă. Dar aveți grijă să nu faceți prostii pe aici. Da. Și nu vor ca să mese. Uitați, domne.
Ce domnule? Vede sus. Mă, uite. Picat aici. Uite ce e acolo, uite ce e acolo. Mamă, cum a căzut. Fața. Aoleu. Copiii ăștia. Generația asta. Domnul polițist. Da, domnule. Dar dumneavoastră credeți în vrăjitori? Cum să cred eu la vârsta mea în vrăjitori? Nu credeți. Nu. Dar oare aveți pe aici, pe în poliție, dosare din astea cu vrăjitori? Nu, domnule, cu care se dau drept vrăjitori. Da, da, care se dau drept. Oameni care se dau drept vrăjitori, era să zic judecători. Adică copilor vrea prea mult la desene, cred. Da, da, dar noi suntem un fel de detectivi. Noi vrem să ne facem polițiști și suntem detectivi. Și vrem să aflăm dacă sunt vrăjitori în oraș. Asta este dorința noastră. Nu știu copilor ce vrăjitori sunt aici în oraș, sincer. Dar cum îi căutați? Poftim? Cum îi căutați? Păi încercăm să-i păcălim să se uite în sus și dacă se uită în sus și după aia întreabă, dar ce, că n-a picat nimic, și le zicem, va pica fața. Și dacă se supără și se enervează, înseamnă că are satana în ei. Îmi place schema copiilor, îmi place. Nu e gândit. Dar nu prea cred că există vreo știu tot ce s-o roșu. Talene. Da, mă. Ce fă, mă, talene? Intră în apa mării. Uite, nenea, uite sus. Bă, uite jos, s-o pica jos. Bă, vedeți că vă aud. Și la școală mergeți? Poftim? Da, la școală mergeți? Da, nu vedeți că sunt cu ghiozdanul? A, pe ce aveți în ghiozdan acolo? Caiete, cărți, caiete. Nenea, nenea, s-a luat unul de mine, nene, era acolo, eu să mă bat. Hai, domne, să vă arăt. Hai, ai găsit ceva? Hai să urcăm, n-am. Hai sus, hai să urcăm, hai să urcăm. Vezi că ai gumiță. Wow, câte camere! Shhh. Hai la o pizza? Intră în apa mării și nu te teme. Plin gura rece. Găsisem ceva. Coleg. Mai taci, bă, trecul, mai țipa așa. Uite, bă, uite, uite aici. Bună ziua. Facem o mică percheziție. Bună ziua. Unde e tata? Unde e tata? Aici e tata. Stai la ușă, stai la ușă. Stai la ușă, tocmai. Caută-l pe tata, bine. Înceantează, mă, și-o primul bucă noastră, ce? M-auzi, papirul? Da, nene, al ca o pătata! Mă, împăte, ne pune poliția așa. Deschide ușa. Nu, deschid, că mi-e frică, că asistă, dar să mă cuiți ușa dacă nu-l găsesc. Deschide ta așa, ușa. Nu deschid. Ce bască frumos să aveți, domne. Mulțumesc. Nu vreau să o dai jos. Ce când vreau să o dai? Ce faceți, copii? Copii nu aveți aici. Deschide. Vreți să ne facem polițiști? N-aveți voi aici, copii? Nu se zice nimic, că mi-e frică! Copiii, deschideți ușa! Rup ușa, vă lovesc! Deschide! Așa, caut cu tati! Tu te-ai încăput, tu te-ai încăput! Vă lovesc! Deschide ușa! Deschide ușa! Vă rog! Ce caută aici, copile? Ionica, eram și-o pe aici! Vă rog să părăsim secția, copii! Bună ziua, copiilor! Copii, mă auziți? Da, da, acum plecăm! Nu pe acolo, nu pe acolo. Pe aici, da. Pe sus. Trec pe aici. N-am găsit nimic, bă, băieți, bă. Vreau să găsim informații despre o vrăjitoare, ceva, băieți. Voi știți ceva? Hai tu pe mine. N-ai găsit ceva, bebe? N-am găsit nimic. Ce? Ce faci, băi, cuc? Cucă? Ai făcut cucă? Unde e italianul? S-a ascuns pe secție. Mine, cu...
Era jos, cobora jos el. Mai sus la etaj, mă, acolo e fain. Nu e nimic acolo la etaj, că am fost. Da? Am informații? Vezi că era la tot, zicea că a furat mașina, Bugatti, că nu știu ce, am vândut și că nu știu ce. A venit ăla la poliție? Da, era acolo în față, i-am zis că nu știu, domne, ce vorbește la nene acolo. Cred că e cazul să plecăm, pus, dar nu știu unde e italianul. L-am pus pe polițistul ăla să-l bată. L-a luat. I-a pus cătușele și de-alea acolo, l-a luat la verificare. Fluierați-l pe... Patrocle! Gata. Hai să mergem de aici. M-am pierdut pe aici, m-am... Ia-te după miros. Bă, tu miros? Nu. Păi Andrei. Ai simțit-o... dezvoltat? Bebe, s-a împarcat aici mașina noastră, mă duc să o iau? Nu, nu. Eu zic că mai bine mă duc să o iau. Du-te mă și iau dacă tu vrei, du-te. Hai că mă duc. Și 1, și 2, și 3, și 4... Ce mă, ce tu numeri mă? Du-te la Urcamar, vrăjitorul. Urcamar? Nu înțeles. Urcă-te-a și pe faianță în jos. Italiene? Da. Da, mă. M-auzi? Da, te aud, tu m-auzi? Te aud. Spune, ce s-a întâmplat? Trebuie să facem și noi rost, mă, de vrăjitoare, mă, și nu găsim nimic. Bă... Nu știu, trebuie să-l căutăm pe bunicul, bunii. Al meu și al lui Lingurar. Bă, ce faci bă aici, bă? Iarăși asta. Lasă-mă să conduc. Hai, nu. E singur, hai să-l batem. Hai să-l batem. Hai. Du-te mă, că ne... Nenea. Nenea, să-ți arăt ceva. Ia bă! Ce faci bă? Au, murim. Aulă! Mamă, ce v-am zis copii? Aulă! Nimica! Hai să vă arăt, popa! Băi copii, ce faci? Da, spune. Nu, da, ce faci? Stai hai să mergem, hai să mergem, mă. Da, mă, nu. Domnule, stați-mă în îngurare. Ha, mă, plec fără. Dă-i, dă-i fără. Ce ați făcut? Mă! Hai să văd ce s-a întâmplat cu ăla. Uite-l, mă. Îl bate pe ăla, mă. Gata, hai! Mamă, poliția! Jos! Puneți-vă jos! Lăsați-vă capul jos! Nu prea... Nu cred că ne-a luat. Nu. Dă-i de aici, mamă, bebe. Unde vrei să mergem? Păi să-l căutăm pe bunicul, să-l întrebăm dacă știe o vrăjitoare și dacă mai trăiește. Păi unde să-l căutăm? Nu l-am căutat până acum. Au. Eu zic câinii, bă. Am auzit și eu. Eu zic să întrebăm până oraș oameni dacă știu ceva, vreun vrăjitor ceva. Te pe domnul. Domnul polițist. Da, da. Domnul polițist. Da, da. Dumneavoastră credeți în vrăjitori? Nu. Ați văzut cumva vreun vrăjitor în oraș aici? Știți cumva pe unul? Nu, doamne, nu. Cum, domne, nu știți? Nu știu, doamne. Și... Nu știu, nu prea păreți așa polițist. Nu știu cum să vă zic. Sunteți din aia la... Cum îi zice? Neadevărat? Nenia? Da, doamnă. Nenia? Da. Și să vă dați pe scooter. Da, da. Acum? Doamne, ce nebun e lingura. Fugi! Bă, da, aveți permis voi, mă? Uitați-vă la italianul, el doarme. Uitați-vă la italianul. Nu miroase ca o ciucu. Italiene! Ce faci, mă? Hai, Taline! Așa face el când îl prinde mirosul și din astea...
Începe să miroase pe jos, pe la copaci, pe la cauciucă. Poate a urinat vreun cățel pe cauciuc. Italiene, hai sus, băiete! Hai, boi! Du-te, Andrei, ia-l în brațe, că ăsta nu vine. Hai cu tu-l tata, hai! Hai cu tu-l tata, hai cu... Hai că l-ai luat. Nu l-ai luat. Poliția, bă! Hai, urcă repede! Bă, da, aveți permis voi, mă? Dacă vă dau ca polițistule, pu! Haide. Hai sus, Deluță! Sus! Mamă, vrei, tu îți dai seama dacă plecem la ăștia, hai sus, nu o să știe ce înseamnă. Uite cum a băgat la mașină acolo. Hai cu tu, italianul, hai! Trebuie să merge să luăm recompense. Ce ce zic? Deci radio, te rog. Cred că știu unde să mergem. Unde? Și cu ocazia asta mă și mâncăm ceva, că mi-e foame de mor. Cred că am înțeles. Hai sus, Deluță! Te s-ar face seară. Ce claxonezi, bă! Ce faci, domne? Vina ta, bebe, că ai trecut pe tăpărașul. Ce vrei, mă? Domnul, duceți pe mine până la sediu de opoziție. N-avem loc. Urcă, domne, aici. Urcă. Dar unde e? Că acolo vreau și eu să ajung. Unde e? Pe unde mă duc? Poți aici, pe GPS. Hai că e GPS dacă e. Vezi că ce mașina GPS asta e de când era mama ta, fată mare, domne. Dacă a fost vreodată. Ce le scoate lingurar din el? Dom'le, au mâncare bună ăștia aici? Nu știu, n-am gustat. Eu doar livrez. N-ai curat să mănânci, o? Ce s-a întâmplat? Mulțumesc. Te-ai trezit, bă, italiene. Uite tu pe jos. Mă duc să iau iară mașină. Ce faci, italiene? Nimica. Auzi? Să trăiți, domnul. Dar au fost bun cauciucul ăla italiene. Ce cauciuc, mă? Ei, ce cauciuc? Închis, mă. Ne dați apă. N-ai iubit de mașină. Hai să frăm una de aici. Bă, mă auziți? Bă, bebe, dar știi la ce m-am gândit eu? E. Bă, uite încă un copil. Hai să-l batem. Stai așa. Păi ia vino mă aici. Păi vino aici, n-auzi? Păi vino aici, bă, că tu n-auzi, bă, să vii aici. Au. Ce să faci cu bombalei, Seba, tata, știu și. Păi na. Aoleu, mă bate. Vino aici, mă, n-auzi? Cine-i, bă, copchile? Bă, dar de ce stați ca proști în mijlocul drumului? Eu asta nu înțeleg. Linguare, sir, că ai o gumă, linguare, și zici că zbor pe aici. Bă, ce-i cu tine, băi, piticul porno? Băi, vorbești de frumos, poate-ți spun o
cam multă circulație aici, hai, circulați. Vezi palma asta? Da, te-am făcut poza, hai. Mamă, ce urât e. Dacă îți dau o palmă, te rup. Păi, lasă-mă, măi, poate, ce vrei de la mine? Ce vrei? Vrei să-ți băieții mă, mare? Ce urât, ce mic ești, băi. Noi suntem aia de care ți-ai zis mama ta să te ferești, că-ți luăm sandwich-ul și banii. Ai ceva bani la tine, mă, piciule, ia zi. Uite, mă, ce-a zis. Ai bani la tine. Păi, nu, da, am 100 de lei, mi-a dat. Dă-i încoace, dă-i încoace și noi te protejăm, avem grijă de tine. Bagă-i la mine aici și noi te protejăm, nu se mai ia nimeni de tine în oraș. Dacă vă dau 100 de lei, îl bateți pe ăsta. Îl bagi pentru 500. Are părul, zici că e oaie. Hai, bagă bani aici, repede. Bine că ai tu părul în două bac. Bagă bani aici. Și o să avem grijă de tine să nu se mai ia nimeni în orașul ăsta de tine. Dacă ai probleme cu mafioz, cu interlop, cu ce vrei tu, să nu vii la noi, că și noi avem. Bă, ce mașină dumneavoastră? Mi-aduce aminte de tati, că tati are o mașină fix ca asta. Hai, toată lumea sus aici. Ai grijă de tine, copilă. O zi bună. Bă, luați-l și pe ăsta mic în brațe, mă, ia-l și pe ăsta, mă, cu noi. Iar tu, mă. Hai, italiene. Hai, că le iau eu. Ce faci? Păi nu fii cu noi? Vezi cum roate din cauciuc ăla în italiană, cum vorbește? Da, mă, mârile alea, mărrrr. Ia vorbește puțin italiană. Italiene, ești bine, mă? Ce vrei, mă? Da, da. Ce ai în gură? Nu, ce se spune? O roată! Zici că e Lulu după voce? Doamne, bă, ce faci, bă, copchile? Băi, negrule, te deși, bă! Bă, nu-i mai zi, mă, așa! Ai văzut, m-ai închis și... Dar cum acolo se zici ciocolată? Nu mai spune-ți că e negru. El e un pic bronzat, exagerat. Băi, butoi SRL, ai dat și tu anunț acolo, butoi, că sunt live? Știu povestea lui, fiți atent, mă, Bescu, băi. Că stai să scrii pe cea, dar... Ești frate cu el. Bă, bebe, mă! Nume că pe el l-a făcut în solar. Ce-i? Dar în vremurile astea există bănci de alea gen la auto, bancomat? Ce-i asta? E bibia aia care face Nino Nino. Nu, nu, eu nu, nu. Hai. Hai că nu e ce trebuie, nu. Era fată, mă. El acum, da, bă, ce poți să te bazezi pe Matrix ăsta, mă? Ăsta e... Nu mai zic nimic. Ce zici, bă, să mergem să furăm niște mașini? De unde? Păi nu știu, căutăm, sau fii atent, să ascult. De unde? Niște bancomate, că nu știu de știu unde, fii atent de unde să luăm mașini, gata. Nu, mă, că mie îmi place mașina asta. Da, bebe, dar tu ia ta. Să luăm mașini să facem bani. E numai a ta asta. Uite-le pe nenea, canci. Tu moti, măte, că te-a fute-o, că te clezi. De ce mă claxonai, mă? Deci dai puțin. Domne. Băi. Domnul. Domnul. De copil. Dacă dau bucate. Bă, băga mea. Fugi, bă, fugi, bă. Ai, de capul. Ai, de capul meu. Vezi că vine după noi. Aoleu. Mamă, la care râd, mă, și că-i fata la de râde. Nu tu ești fetiță, mă? Aleo. Măi, ăsta am un roz, ești fetiță? Eu nu sunt Rozenia, portocaliu. Cum te cheamă, Rozenia? Ediță mă cheamă. Ediță? Ediță. Bă. Ediță cu puța mică. Mă, nu suntem urmăriți. Aia lui Ediță. Uite-l și pe ăsta. De să s-o luă poliția la secție și l-au pândit și de-le. Domnul cap de ou, dați-i puțin mai tare că ne ajungi. Bă, ce a zis ăla, mă? Cap de ou, dacă îți mergi, cât te lasă jos. Dă-l jos. Dă-l jos. Nu, nu
bă, dar spune mai cu ce să merg. Ce vrei, bă? Dar șefule. Ce dai, mă, mine la semafor, mă? Păi, la cine a dat, domne, dumneavoastră în semafor? Bă, dă-te jos de aici. Hai că poți să. Promit că nu vă mai. Hai, Talini, urcă. Gata, poți să mă. Ăsta las aici. Păi nu. Nenea, vă rog eu frumos. Hai, ia-l și pe ăsta în brațe, ia-l și pe ăsta. Aoleu. Păi dacă îți iau 100 de ani. Păi dacă sau. Nu mai lătura, Italiene, te rog eu. Asta vine după noi, mă, fie ce-i fac, fie ce-i fac. Oprește la semafor, la următorul semafor, te rog eu. Lasă-mi și mie onoarea asta. Okay. Oprește la semafor. Dar nu vă mai dați-o jos. Da, doar eu. Ce să dai tu? Dar că a fugit. Fii atent, fii atent, merg mai încet și pui frână în fața lui. Ai auzit? Da, da. Și nu știi să apese pe frână sau? Da, mă, dar până când el pune frână, deja apeși. Băi, du-mă, claxonează ăla, mă dau jos la el. Doar să fie mașina oprită când te dai jos. Oprește, domnule, ce-i, domnule, hai să facem. Domnul, stai mă să-i dăm, stai așa să zicem, ne prefacem că-i dăm bani. A, tu crezi că merge cu vorbitul cu el? Da, bă, te-a merit, băi. Au. Au. De chiar, băi, pe tu unde merge la școală? Băi, eu știi ce zic? Ia să ne oprim noi aici și să... De ce nu mă să dai în mine, mă? Băi! Băi, te-a depărat, te-a depărat. Eu mulțumesc de subscribe, mă, Tăsăreanu Iulian. Băi, eu știi ce zic? Eu zic să stăm aici să cerem taxă la oameni. Cartierul nostru aici, băi, nu trece nimeni pe aici. Oooo! Bună ziua! Banii și treceți! Mă, mă scuzați. Banii și trecem? Da, da. Câți bani? 50.000, 50 lui. Mamă. Dai lui 100. Da. E cartierul nostru. Dacă mă ajutați și îl prindeți pe domnul ăla. Uite copilul ăla pe gard, uitați-vă, domne, bă, dă-te jos de pe gard, Spider-Man. Vezi că aia sunt aia e gang-ul meu și el e de acolo. Eu sunt Spider-Man, uite-te la mine. Spider-Man, bun. Haideți, domne, stai, mă, calmează stuțele. 50 dumnealui, 50 dumnealui și 50 dumnealui, nu? Da. Da, da. Bun, am înțeles, am înțeles. Stați așa. Dă și mie bani. Îți dau și ție, vrei. Lui nu, că nu-l ajută față. Cinezești dumnealui. Mulțumesc. Așa lucrează, lucrează pentru mine, așa. Vreau. Cinezești dumnealui. Mulțumim, domnul. Domne, dacă se ia cineva de tine, vii la noi că te ajutăm. Mulțumim, da? Domnul. Dumnealui. Și cine la cine n-am mai dat, dar dumnealui n-am dat. Domne, nu mai blocați gata. Drumul. Poți să trec acum? Cum să nu blocăm dacă e cartierul nostru aici? Alo, ce cartier atom, că dacă te iau de urechile alea? Băi, lingurare, auzi ce a zis? Auzi ce a zis băiatul ăla, te cheamă până la el. Cine? Dă banii! Că mă trage de urechi. Aoleu. Sincele, fugi că a zis că mă trage de urechi, băi. Să fi ce-l trage pe Andrei de urechi. Aoleu. De ce râzi? A zis ăla că ne trage de urechi, mă. Cine, mă? Cine a zis că ne trage de urechi? Nene ăla cu mașina aia roșie. Și? I-a zis că e cartierul nostru și eu zic, bă, poate vrei să-ți rup urechile. Ce nu te duci să vorbești cu el? Ia, mă, că mă duc. Ia, du-te, mă. Ia să văd. Ia, că eu stau și mă uit. Ia. Putași, mă, bombăleule. Ia mă să te văd lingurare, ia să văd. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Vezi? Aoleu, cred că și-a rupt gâtul. O zis nenea ăla că ne rupe urechile dacă nu plecăm de aici. Ți-a zis-o? Dani, bună seara, ticule. El s-a dus la geam și nu mai e nimeni la geam, ești nebun. Păi ăla, negru ăla. Ia fără mașina, bă.
avut și ăla mașină. Și acum o fură pe a noastră. O fură. Nu te du, nu te du, mă, nu te du. Băi, alo. Bă, dar și lingua bombalu să-i fure mașina, mă. Am întârziat, sunt la muncă. Bă, îl bate, îl bate, îl bate. Bă, sărim să-l ajutăm? Sărim? L-a bătut, mă. Bombalu, bombalu, dar l-a bătut. Are pumnul greu. Bă, tu ce te mănânci, bă? Vezi cine că, eu? Vezi bomboane, ce bomboane. Ce burtă umflat ai. Mi s-a rupt și tricou. Aoleo, nu pot să mă abțin, băieți, când îl văd ce față are italianul așa colorat, băieți. Tu ai uitați. Bomboane din astea? Tu nu ai, tu. Da. Tu arăți ca una. Tu arăți ca un Chupa Chups din ăla de Coca-Cola. Cum arăt? L-a bătut, băi. Am văzut. Bătut? Bă, Linguare, dar cum o să-i fur mașina, mă? Păi dacă nu știa ce să fac, nu mă băga în seamă. Păi tu abia ajungi la pedale, mă. Bă, și? Locul tău l-am bătut eu, mă. Dar crezi că nu m-am tamponat cu ea? Ea nu s-a dat acolo într-un gard. Acel moment când se scopi și nu aveți bani de col. Hai să plecăm. Hai să luăm mașinile. Aaa! Poți să conduc, bebe, te rog. Poți? Nu. Parcur? Aoleu, am vrut să fac parcur. Dacă am zis nu. Fii atent, du-te, du-te în dreapta. Du-te așa în dreapta. Ăsta e rău, adormi, mă. Bă, italiene. Mi-a fost la locul fulan în basca. Da, bă, că și-a revenit. Păi, ce credeai că l-ai omorât? Aici, la dreapta, dreapta. Și aici ce facem? Aici, la stânga, e mașina lui. Uite-o. Hai că o iau eu. Nu ia tu, mă, că ia bebei. Nu, mă, nu iau, ce facem cu ea? O iau eu. O vindeam. Ce trebuie avem noi cu mașina omului, mă? Noi trebuie să căutăm o vrăjitoare, asta e important, să găsim o vrăjitoare. Băieți, care mă ajută și pe mine, băieți, să iau și o vrăjitoare? Nu? Unde găsim noi o vrăjitoare, a? Bună întrebare. Du-te la Lanțeta. Păi, dar Lanțeta oare unde o fi pe vremea asta? Știu eu. Unde? În burtă. La cine, mă, că e mai mare decât noi. Bă, să-i spună cineva lui Bombalul ăla că dacă mai claxonează mult, cred că părăsește orașul. Vrei să le ajut să vină pe jos? Fii atent, știi unde, știi unde poate să o găsim, bebe. Prete, bă, că nu mai vreau mașina asta, te rog. Da, și acolo și taci din gol. Unde o găsim, mă, italiene? La un loc de vrăjitor din astea. Știu eu, fii atent. Păi spune-mi cum ajungem acolo. Acolo? Păi e în deșert acolo unde stăteam noi. Este unul din ăsta de alieni. Când eram eu mic cu lingurar, mereu stăteam acolo cu Lanțeta. Mai știi minte, mă? Bă! Iarăși a dormit asta. N-am adormit, mă. Își eu atent și am treburile mele, da? Nu spune, mă, că ești pe roșu. Nebunule. Ce? Ce? Nu, nimic. Băieți, să vedeți ce are episod avem mâine dimineață, băieți. Mâine dimineață avem un episod, mamă, mamă, cu acțiune, cu nebunii, cu Caterinca, cu... Am zâmbit și mi s-a rupt buza. Bebe,
bebe, mă, e. Dar nu ne lasă, în pace. Dar cine e ăsta din mașina aia roșie? E Andrei. Bebe! Au, oh. Ăsta nu știu cine. Ăsta e în camicații din ăla. Cu cuțite, cu săbi, cu nebunii. Mâine am școală? Păi nu e nimic că te uiți când poți, să ai toată ziua la dispoziție până seara când vin eu și fac live. Hai mă odată. Nu mai pot cu mașina, n-am văzut nimic. Și când mergem la o vrăjitoare, știi lingua ăsta, italianul. Trebuie să fie acolo, dar nu știu acum. Dacă mai există. Cu oale, cazmale, cu fier de alea, cu curent. Impact bun de început cu serie? Ideea e că gen roleplay-ul e random, așa cam ce se întâmplă, știți? Și că nu e nimic organizat, nu e o acțiune din aia foarte șmecheră, gen. Bă, dar aici a fost tot timpul vamă, mă? Da, nu știam. Da. De când mama și pământul. Asta ce face pe conta sens aici? Poți să deschizi puțin reshade-ul? Andrei, nu am reshade, frate. Nu am reshade. Modul meu de grafică se numește Make Visual Great Again. Credeți-mă că deja am răspuns la peste 500 de mesaje în privat cu asta. Am spus de atâtea ori pe live-uri. Ești frumos când ești mic? Ioi. Avem 3000 de like-uri. Mamă, băiatule, 3000 de like-uri au băgat băieții aici, forțichi. Forțini! Băi, nu mai ziceți nimic? Ce să mai zic? Ce să mai zic? Cred că trebuie... Bă. Uite aici, în stânga pe undeva, bă, bebe. Dă-i în față, în față, în față. Aici e mecanic, mă. Bă, în față. În față, nu vezi că-i dau în față. Mă, dar ce se țină asta după noi, mă? Bă, hai să-i facem felul. Wow. Ce aici, aici în stânga, 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 stânga. Unde, mă, în stânga, că nu-i dreapta, nici drum. Dreapta, dreapta, dreapta. Tu... Mai în spate, mă, bebe. Doamne, ferește, dă-i în față. Păi zi, mă, așa, mă, la următoarea fost stânga. Aici, la următoare, aici. Și mă bag pe sub asta, pe aici? Da, da, da. În cape. Și aici? Stânga. Dreapta. Stânga. Să mă ocup de cineva. Uite, parchează aici. Hai să-l batem pe asta. Lasă-mă să mă ocup de cineva, taș. Uite aici stăteam mereu. Cine stăteam aici? O vrăjitoare. Sau nu știu, nu știu unde. Ăla și-a închis mașina. Mama, ți-a auzit? Ce? Păsări. Am auzit niște din alea ca... Bă! Da, dar n-am zis! Ce a zis? Bă, dar n-am zis, mă! Ce? Mă vezi că eu mă supăr pe voi și plec. Bă, n-am zis italian, n-am zis. Eu zic. Tu auzi, mă? Auzi, zis păsările. Ce păsări se aud, Andrei?
Ce are? Ce are? Pasărea pe care o are italianul. Vezi că și tu ești, bă. Că ce... Se pare că sunt... Ce păsări se ucioare? Aoleu. Ucioare. Băi, italiene. Lasă, bă, că o să vine la mine. Eu nu știu de să-mi credeai de mine, gen, da. Hai, cuțu. Băi, ce tu ai zis, cioare? Da. N-am fost atent. Nu știu care e. Eu am zis. Eu mă uit asta cu cioare și mă pune râsul când am auzit cioare, cioare. Deci, domne, cioare, sau eu am zis? Doamne, ce-am râs. Ce? Așa, nimică. Bă, se aude un foc. Bebe. Ce? Ce? Uite ce-am găsit, vină la mine repede. Ce găsim, mă? Uite ce-i aici. Bă, ești nebun? Bă, și ce trebuie avem? Bă, asta nu e alu vrăjitorul ăla, mă. Da, bă, da. De ne-a ajutat, da. Lasă-mă acolo, dă-te jos de acolo. Înseamnă că l-a stat aici, mă, ai avut dreptate, da, italiene. Mă. Vezi, mă. Zi, mă, să o lase acolo, mă. Lasă-mă, bambalor, mă. Să-mi ajute la turistică mașină. Uite, are focul făcut. Hai să-l strigăm cumva. Italiene, stai să mă fac și eu ca tine. Hai, milă de ei, domnule. Asta e de funny moments. Ăla intră în foc ca să se rumenească un pic. Du-te, mă, bagă-te și tu acolo lingoare ca să asemeni cu frate tău. Nu mersi. Să te mai rumeni un pic. E cum ești un pic? Bine ești cu cuvânt, a Doamne. Au! Ajută-mă! Și eu vreau. Ajută dacă vă jucați cu focul. Stai, ajut. O să vă pișeați pe voi la noapte. Dacă nu zice că ești prea negru, italienă. Stai, că se ud. Să o stingă focul. Bă... Așa faceți, păi nu mă ridic eu de aici, ia hai. Fiecare să-și vadă treaba lui că eu sunt cu mașina, hai, ușchela de aici. Hai. Hai că... Bă, pleacă de aici, bă, că vă o să te omoare. Ia să-i las eu pe băie să se joace ei singuri acolo. Mă duc eu să caut adevărul, că în ăștia nu pot să am încredere. M-a dus să caut niște mafioți cu care să vorbesc sau ce. Salut, bebe, bine sănătos, salut! Știi că Punguță face server? Vreau să zic nimica, dar... Orice bombalu poate să zică. Să-l faci? Crede-mă că... Un host ca lumea de 5M costă 300-400 de euro. Punguța are alocație de 100 de lei sau cât aveți alocație? Uite ce mașină. Bebe, ia-l și pe Andrei. Băi, trebuie să găsesc pe cineva să mă ajute, băi, trebuie să găsesc pe cineva să mă ajute. Pe cine aș putea găsi să mă ajute, a? În Anglia, eu iau 200 de lire, 2 copii. 100 de lei alocația. 200 de lei alocația. Salut, băi, întoarce la ei că vei avea nevoie de ei. Azi că-i găsesc eu mai târziu.
Te ajută Dorian Popa? Știi unde este vrăjitoarea? Unde, mă? Perico, te rog, ține live-ul mai mult? Da, o să țin mai mult. Oh, mamă, ce... Am înțeles. Stai admin, dar nu știu cum îl cheam. Cred că e Bizon. Cred. Vin după tine, bombalaia, lasă, vină, mamă, să nu fie ăștia, sper că nu sunt ăștia. Aia era, aia era, ăștia, uitați-vă la ei, uitați-vă la ei. Văd că vreau să-mi iau ceva să mănânc, băieți. Să-mi iau ceva să mănânc de aici, de la mine. Bere Timișoreana, cafea, Fanta, gogoașă. Prietenii tăi? Da, domnul, mă, cred. Ce căutați aici, mă? De ce m-ai lăsat acolo? Da, te-am văzut, era să intru în tine acolo. Italienii, cine e ăsta italienii? E un prieten de-al lor. Cunoscut așa. Ce vrei, mă? Faci mașina asta, copii? Domnul, pot să vin și eu cu dumneavoastră, că-s prieten cu italianul. O vreți? Du-te, mă, pleacă de aici. Pleacă-mă de aici. Bă, iar nu mai are benzină mașina, mă, italiene. Păi și ce vreți de la mine? Vă pun eu benzină, că vă dau eu bani de benzină. Stați așa, că am bani. Muncesc. Ce muncești, domne? Cu cerșeala. Cerșesc. Și se câștigă bine? Se câștigă, dar... Bă, zi, italiene, ce trebuie să facem și noi? Sau dacă nu... Și aveți cuțit sau ceva? Mamă... Trebuie să o împingem. O împingeți dumneavoastră că eu nu prea pot. Nici eu nu prea pot. Așa, hai, împinge-o tu, te rog, și ai cu ea. Așa. Ce? Alții mâncea și noi. Dă-te, italien. Olu, avem om, băieți, avem om. Asta înseamnă să fii patron italien. Păi da. De mici suntem. De uite mici, de mici am fost mafioți. Ce bombala ai, mă? Îmi vedeți că la noi vine mașina singură după noi. I-a furat la un vrăjitor. Mamne. Bă, l-au furat-o. E ce blesteme de pe el să fie prost. Bă, cum mă să faci una ca asta? Păi i-a zis să te răcesc, gen. Păi dar nu av, nici măcar nu aveam flăcări pe mine. Ia zi bebe, bebe, bebe. Ce vrei, mă? Sunt mai rumenit ca italianul sau sunt la fel ca italian? Ești alb ca brânza. Trebuie să mă rumenesc. Nu de trebuie să mergem într-un... Pericol, ești rău cu mine? De ce, mă, Daniel? Domnul, nu știu ce să vă zic cu mașina, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Domnule, că mă duc eu să o iau. Dacă știi ce zic, știți? Italiene, avem problemă, ăsta ne-a furat mașina, a sărit pe el. Cine? Cine, eu? Asta. Nu, eu, nu, eu, nu. Băi, unde e mașina? Scoate mașina, unde e mașina? Unde e mașina? Dar n-am furat-o, domnul. Băi, unde-i pus-o? Vezi că... Uitați-o, uitați-o, cu aia, uitați-o, vedeți. A luat-o bombalău, mă. Dar ți-o dat-o de gata. Dacă vrei să-o dau eu pe asta, știi să vă descurcă. Domne, ia dă-te jos să ți-o dau eu pe asta, dă-te puțin jos. Pe care mâncați ești? Ești puțin. Uite pe asta, o vezi? Da. Nu, șef. Că după mă bate... Nu te lua cu brigada noastră. Acolo 5 degete. Că sunteți, mă, 4, 4 mușchete. Ia, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. O, nebunule, că faci cârcele, ai grijă. Ia, dă-te jos, mă. Faci cârcele. Stai așa, știu eu ce am de făcut. Stai așa. Bebe, uite-te la mine. Bebe, vrei să-ți dau niște bani? Mamă, ce... Nu, domnul, că... Mamă, uite, mamă, dacă ți-o mă pita? Eu sunt prieten cu italianul, dacă știți. Uite cum fac pe capul lui.
O să vin și eu cu dumneavoastră sau... Wow! Dacă nu vă deranjez. Dar nu știu dacă avem loc. Îl iau eu în brațe. Cred că prietenul dumneavoastră a plecat. Ia uite-l, ia uite-l pe ăsta, e magician din ăla. Aoleu. Aoleu, domnul. Bă, ăsta e de-al tău, bă, italiene, ăsta e bunicul tău. Nu e ăsta, ăsta e un băiat. Păi ăsta e... Hai, domnule, unde știi? Care ești, domnule, bă, matale? Poftim? Care ești, matale? Eu sunt părintele la copilul ăsta. Ăsta, ăsta micu. Ești taică-so? Da, mă. Uite, italiene, ăsta e tată tău, mă. Bă, italiene, mă, pe unde ai fost, mă? Tata, ce faci, mă? Bă, ia uite, mă. Uite, am fost pe la gagici, pe de-astea. Bă, nu da... te crede că tu ești tatăl meu. Spune cum o cheamă pe maică-sa, dacă... Păi maică-sa a murit. Dar zic că se numește. Cum o să moară maică-sa? Nu știu, mă, ce-a făcut, mă. Eu m-am despărțit de... Minte, italienii, ăsta nu-i tai. Ăsta-i biacriță, mă, ăsta-i... Ăsta-i de băiat. Aoleu! Doamne! Ce, doamne, mă, tu l-ai dat? Și ce mai făcut, mă, copile? Ai făcut nebunii? Uite, n-am avut și eu tată să mă ajută cu niște bani, să fiu și eu la școală, să fiu boss în viață. No, aia e, să fiu boss în viață. Domnul, da. Aoleu. Tai de, nu te da la el. Așa, bă, nu te da la el, că-ți dau dormeu. Nu mă dau, domne, nu mă dau, că asta e. Cine se ia de băieții ăștia, se ia de mine. Ai înțeles? Nu. Stai, mă, ce-ai, mă? Stai, mă, bă, stați, mă, că-i tata lui italian, nu, mă, nu mai dați în el. Ce stați, mă, că-s tata lui italianul ăsta, sunt italian, am venit din Torino, de acolo. Mamă, stai, vorbește în italian, domnule, cu el, dacă te... Eu vin din Torino, de acolo, știi? Da, domnule, vorbește cu el, domnule. Dar știți ceva în italiană? Mă, italian, hai să... Ce? Eu sono andato in Torino. Ma. Ia uzi, italian. Vezi că știi italiană? A spus că eu am fost în Torino. Vezi că știi și el italiană, n-am învățat nimic. Dar și eu știu, cazzo din... Ma. Ce înseamnă în italiană mi-l suga cazzo? Ce înseamnă? Înseamnă cuc. Cuc, pasăre de aia care zboară. Da, da. E fain, fain, frumos. Bă, și ce cum, pot să zic? Cum o cheamă pe mama lui italianu? Nu știu, auziți, domnule, auziți? N-am aflat, auziți? N-am dar dumneavoastră credeți în vrăjitori? Da, bă, în vrăjitori, da. Și în vrăjitoare? În vrăjitoare nu prea am văzut vrăjitoare, dar vrăjitori, da. Dar și unde ai văzut vrăjitoare? Un vrăjitor, aș vrea și eu să cunosc unul. Ce l-am văzut odată, acolo, pe muntele ăla din față. Sus de tot acolo? Se zice că e ceva, nu știu. Ce, domnule? Sunt diferite animale, sunt diferite ciudățenii acolo. Pe muntele ăla. Bă, trebuie să urcăm acolo. Trebuie să ne luăm o mașină mare. Și eu când a fost ultima dată, mamă, nu m-am mai întors. Atunci ce n-ai cu cauți aici? Păi eu sunt vrăjitorul, mă. Aaaa! Da, bă, da. Bă, domnul, vino să ne ajuți cu ce, hai după noi, te rog. Copii, vrei să vă dau o bombonică? Domn? O, că l-avea să ne umbre. Vrăjitorul din munți. Luați-vă în brațe. Ia-mi tata în brațe. Domnul, vreți să vă dau o bombonică? Ia-l în brațe. N-am nevoie brațe de bombonică. Eu pot să fac abracadabra și să am 100 de bombonele. Ia să abracadabra să dispară unul din ei. Mașina aia furată, ce mai zic? Nu fă mă nimica. De ce da, domne? Hai, lingurare! Acum, nu prea am loc. Bă, dacă mă enervați, vă fac. Dacă mă enervați, vă fac înapoi. Eu nu fac încă mai mici. Te ia fratele tău. Copilul, poți puțin aici, vreau să dormim ceva. Hai. Luați-l și pe ăsta în brațe, că mai e unul. Domne, imediat mă dau jos, stați așa puțin. Domnul, nu, vreau să dormim. Hai mă, dă-te jos ăsta din față și el și pe... Dar nu știu cum să-l iau, să-l iei domnul din spate. Păi trebuie să coboarăm. Atunci dacă rămâi e aici bomba puțin. Bă, ia mă, că am dat eu jos. Rămâneți aici că venim imediat înapoi. Dacă e. Hai că mai venim dacă e. Deci ești rău, mă, cu el. Băi, lingurare. Da. Ăsta ce că e taică-so lui italianu. Dar e și al tău sau doar lui italianu? Nu se fie un ce? Păi la fel de negru ca el, sau?
Bă, nu, dar nu mai fă, mă, negru, mă. Taci, bă, ciocolată. Bă, nu-i mai ziceți așa, mă, că se superă. Bine, atunci... Nu, no, fii atent, Andrei, că când ne dăm jos, să vie... Să vezi ce bătaie îți dau. Chiar ți-aș gura ta, că da, mai faci odată ciocolată. Vine ciocolată. Bă, acum nu știu unde să opresc mai repede, de drag, să văd ce se întâmplă. Aici. Hai, dă-te mai jos, hai. Îți fac buzunarul la glandă. Domnul, ia veniți în coace să vă povestesc ceva. Ia să aud. Domnul, ziceți că sunteți vrăjitor, da? Da, domn. Deci, noi patru suntem așa. Din viitor. Aoleu. Eu eram așa mare ca matale când o vrăjitoare pe nume Lanțeta ne-a... A, bă, vrăjitoarea aia. O știți? Da, mă, m-am certat cu ea grav. Ei, ea ne-a vrăjit pe noi, ne-a blestemat și ne-a întors în trecut. Și noi suntem copii mici acum, dar nu era mari. Și vreau, dacă puteți, să faceți o vrajă, chiar acum, dacă se poate, să ne trimiteți înapoi în viitor, să devenim din nou adulți. Chiar acum... Acum, vă rog frumos. Hai, încercați ceva. Încercați ceva, vă rog frumos. Stai că încerc. Că vreau să văd și pe Andreea. Și eu pe Selena. Și eu pe Emanuela. Și eu pe mâna mea dreaptă. Pe o ai și acum cu tine. Da, dar nu atât de mare. E mai strâmt acum. Ce mai italiene? Hai, domnul, încearcă, domnul. Te adulmecă. Păi ăla a zis de tine, nu eu. Asta pentru că m-ai făcut cioco. De. Cioco, m-ai făcut cioco. Scuze, bă, stați, mă, un pic că... Domnul. Ia uitați, mutați dulapul, uite că mută dulapul pe aici, frate. Și ce ați văzut? Mi-e frică, domnul, mi-e frică că dacă vă întorc înapoi, se enervează iară doamna. Și ne domne, trebuie niște obiecte, ne trebuie niște obiecte ca să vă întorc înapoi. Nu ce obiecte? Înapoi. Nu sunt sigur, trebuie bă, să veniți aici, mă. Pe vrăjitoare. Ia spune. Care vrăjitoare? Trebuie vrăjitoarea ce obiecte ne trebuie ca să vă putem... Pe, pe ca care vrăjitoare să o întrebăm? Pe doamna aia de sus. Care de sus? Care v-a transformat. Păi și cum să o întrebi dacă ea ne-a blestemat? Ce a transformat? Să întrebăm pe tot pe domnul, domnul, ce ascultați, să facem ascultați. Vrează? Ascultăm. Dacă vrăjitoarea, cum să pot, cum să vă explic? Dacă, să zicem că eu vă transform în copii mici, tot eu pot să vă transform în mari. Eu acum nu pot să vă transform în băieți mari. Adică doar ea doar poate să ne ajute? Asta vrei să zici? Domnule, da. Eu n-am putere. Eu cred că dumneavoastră nu sunteți vrăjitor, ați glumit. Domnul, un vrăjitor adevărat poate să facă orice. Domnule, arătați-mă o mașină. Băi, eu nu v-am blestemat eu. Domnul vrăjitor, stai și-o un pic, ca să aflăm dacă e vrăjitor. Păi s-a vrut să ne dea ția pe mâine. Stai-mă un pic, lingural. Zi-mă. Încearcă să mă faci să dispar. Aoleu. Încearcă. Că poate mă trimite la viitor. Hai. Hai. Adu-mă să mai repede vreau să reapar. Se bagă. Băi, să știți că m-am iubit. Ia. Aștept. Mamă lui Andrei, e frică. Du-te la vrăjitoarea aia care a zis el. Păi el zice să mergem la Lanțeta, căci că dacă Lanțeta ne-a blestemat, doar ea poate să rupă blestemul, gen. Asta a vrut el să zică, dar... O dădea în exemple. Încerc să-mi aduc aminte, stați un pic. Domnule! Da, da, nu e grabă, stii liniștit. Știți cum se numea vraja? Adică... Așa ce da să faceți ceva. Cum, domne? Așa. Eram prea concentrat, n-am văzut. Așa. Așa am văzut eu în filme. Aoleu, în filme. Băieți, apăsăm și noi butonul de like sau nu-l apăsăm? Zic cum? Mine de control 2, așa se numea filmul.
Poftim? Mâine, dâcon, târol, doi, așa se numea filmul. Aoleu. Nu e real vrăjitor. Păi mă, iei cu așa filme, domnule. Să faci mai mulți lei, tot ce vrei. Nu arzi aiurea, este ok. Frații mei ca niște zmei, fac cash max. Parcă se vrei. Să ai grijă cu vrăjitorul. Da. Andrei, hai, mulțumesc frumos. Băi, dați și voi o inimioară pe chat pentru donația ce? Lui Andrei. Andrei, pară. Așa trebuie să faci, domnule, da. Da, și mă lasă-l să fac. Mie cea mai bună magie pe care o face este KCP-ul. Da, și mă. O zi-l bă pe ăsta ce se cace pe el. A dispărut, domnule. Păi gata, vraja, n-ai zis nimic că și-a dispărut? Cu pute... Dacă observați, arăt niște semne cu degetele. Din semne? Asta la fac la să dispară. Păi puteți să-l faceți să reapară? Domnul! Să tot scândură din astea, bebe! Hai acum că-l transform înapoi. Perico, azi e ziua mea, poți să mă feliciți? Diego, la mulți ani, ticule, sănătate. În 3, 2, 1, vei apărea din nou. Aoleu! Aoleu, aoleu, și ea. Simt că mă sufoc. Hai că vin și eu deasupra ta. O de la un alt nivel. E vrăjitor ăsta, nu știu bă. Ce să zic de vrăjitoarea aia. Este prea... Italiene! Prea rea. S-ai o să fie mă. Greu să... Nu știu, să vă duc la... În... Cum erați. Mari. De ce? Băieți frumoși. Dom'le! Luați-l și pe lingura careva. E prea greu lingurarul pentru mine. Mamă, e prea greu. Am mâncat prea multe bomboane. Ia-l mă, Andrei, dă-te jos și ia-l. Eu? Satana, nu tu. Mamă, ce-am aflat? Vai de capul meu. Vai, nu pot să zic. Vai, leu. E de rău sau de bine? Pentru mine e de rău. De ce? Trebuie să plătesc bani la stat. Câți? Păi nu știu, 24% din cât fac eu, cică. De ce? Pe mine o întreb. Păi ai făcut bani? Domne, unde stați dumneavoastră, domne, să vă lăsăm acasă? Uite aici la stânga, la astea de aici. În față, în față, aici în stânga. A, păi stați aici lângă lângă italianul, da, și da, lingura. Da. Uite aici în, acolo, da, dă-i în față. Așa. Cum vă numiți? Mă numesc domnul De Mari. De Mari? Da, domn. Și sunteți tata lui italianul, ziceți? Da. Bine, nea Nemari. Nu, hai copile, ne mai auzim. Să trăiți, să aveți o zi minunată, la revedere. Hai. Italiane, ne mai auzim. Strigă-l și tu, fiule. Ai cuțu. Ăsta stătea lângă voi, mă, lingurare. Normal că o lovi și el acolo. De Mari. Ușor. Aoleu, bebe, ești foarte trist. De ce, mă? Aoleu, ești foarte trist. Ai sus de luță, ce este curabla asta? De luță, de Mari. Dar
Ce s-a întâmplat? Am ratat puțin. O, ai ratat de tot. Pentru tine. Le cumpăr că... Ce? Ce? Aș merge la Lanțeta. Mie mi-e frică, băbe, eu zic să nu mergi, știi de ce? De ce? Da, ole, tu-ți dai seama ce ne face ea dacă ne vede că suntem încă uniți? Dar nu cred că știe, gen. Ba știe, dacă ne-a făcut vraja să ne reîntoarcem, tu crezi că nu mai știe? Caută pe Selena. Eu zic să mergem la ea să o căutăm, ce ziceți? Nu știu, băbe, dacă nu o să-ți mai aduci nimic aminte, nu e vina mea. Ha? Dacă nu o să mai aduci de nimeni aminte, nu e vina mea. Băi, mergem la Lanțeta sau nu mergem? Spune și voi pe chat. Eu zic că ea nu știe că gen e acum din viitor, gen. Du-te da, la Lanțeta, mă, bebe, du-te. Dar nu te gând... Păi da, din viitor e. Du-te, du-te, te rog, da, uite. Toată lumea vrea să mergem. Mergem la Lanțeta, mergem la Lanțeta, s-a terminat. Dar numai să o găsim acolo. Am hești? Băi! Băi, bă, mă lași pe mine să conduc altul creadul. Nu. Hai, te rog. Vezi că ți-apăs pe frâna de mână și pe de-astea. Apas de turma că numai așa poți să te dau jos. Ia, mă! Așa, aoleu! Bă, te dau jos. Te dau jos, nu mă enerva. Du-te să fii mare înapoi, vreau și eu băieți, dar... Bă, ia dă-te mă jos, vezi că oprești, te dau jos, să știi. Se duce, opriți-vă. Da, băieți, mergem la Lanțeta. Uite, suntem pe unde spre Lanțeta. Poate vrei să intri într-un stâlp cu viteză pe partea ta acolo, să te faci franjuri. Tu te gândești că dacă mă dai mine, eu în viitor nu o să mai fiu. Doamne ajută. Băi! Dacă iau stâlpul ăsta, fie net. Nu! Au... Ai luat pe putea ta, au! Oh, uite ce-am pățit din cauza ta, sunteți bine? Da. Italiene! Bă, la coțul nostru doarme. Eu ți-am spus că bă, e bebe, karma. Ce pane aveau ea. Ce păcat că se... Ce se termină, mă, mesc? Rezistați, rezistați! Mașina se rezistă. Mașina e bună, mă, că e... Mașini se făceau înainte. Da, bebe. Eu neapărat să vorbesc cu Arv, să le dau numerele de telefon, păi să le dea bani la băieții ăștia. Ta, băi, bebe. Ai zis că mi-a prezis pe doamna Moise. Mai în față, nu? Bă, aici ai, bă.
aici. Auzi? Fost mafia piticilor, da. Zic să ne schimbăm voce sau ceva, să nu ne își dea seama că suntem noi. Nu știu ce să zic. Eu zic să ne punem ceva pe cap. Ce zici? E frică, mă, dacă ne, dacă se prinde asta că suntem noi, dacă știi. De aia zic. Bă, mi-e frică, mă, să merg. Lasă-l pe Andrei să se ducă primul el. Și dacă pătrește ceva, mă? Așa rău îmi pare dacă nu-l mai văd. În două zile l-am uitat. Te omoară? Au luat leșinat. Leșinat. De ce o leșina, mă, nebună? Nu știu. Am văzut ceva acolo? Nu văd nimica. Fugiți, mă, fugiți! De ce, mă? Fugiți, mă! Are problemă. Bă, să mă mai duc? Mai curat să te duci? Ia du-te și tu. Du-te și tu, dacă vii și tu fugim, păi mă, tu și ta, tu te știi cu ea. Hai că mă duc. Dacă vii fugind, plecăm. Ok. Deci că se duce lingurar, băieți. Dacă fugim, fugim, băieți, dacă e. Uite, mă cheamă. Du-te cu tupeu, te rog. Mă duc, băieți, uitați-mă. Ăla claxonează. Nimeni aici, mă. L-a visat, prost. Nici nu știu, eu știu că parcă nu prea mă umbla. Nu știu ce făcea în tine. Nu, nu, păi nu vezi că e focul făcut, mă, lingurare. E aici asta. Dar nu știu, mă, dacă e ai. Bă, dacă apare pe aici, mă. Nu știu. Faza e că ăsta au văzut ceva, de-aia au fugit el de aici. O fi văzut craniul ăla, mă, nu știu. S-o speria de craniu? Probabil. S-a vrut să ne spere una din două. Bă, se aude ceva. Bă, nu e aici lanțeta, mă, dar vezi că totuși e focul făcut acolo. Da. Nu știu ce am impresia că e vrăjit cumva focul ăla și ține întotdeauna, știi? Ce ai, mă, de fluier, bă? Are probleme. Mamă, bebe, ce-am văzut? Ce-ai văzut? Era la țeta. Apărea. Bă, vezi palmele astea două? Da. Pe care o vrei? Sângă sau vreau? Aia de stâng. Ia piciorul ăsta. Bă, nu mai dau unii. Bebe. Ce-ai văzut, mă? Ce-ai văzut? Hai, că mai... Aor. Gata, gata, gata. Bebe. Zi, mă, ce-ai văzut? Gata. Italine, tu ce faci, mă, în mașină, mă? Hai că plec. Tu te mă și ajută-l mă că l-ai pus jos. Fii atent, bebe. M-am dus acolo și tot apărea și dispărea lanțeta. Și spunea, o să vă omor. Mi-a dispărut. Cum era îmbrăcată? Era așa la fustă. Ce culoare? Nu știu, ceva cu negru, ca la mormânt. Păi și era tânără sau bătrână? Bătrână! Aia înseamnă că ți s-o părul, mă. Ți s-o părul, mă, atunci. Adică nu m-am uitat la față când am văzut alea că apar și dispar. Ți s-o părul, mă, atunci, mă, ascultă la mine. Doamne, mi-e frică. I s-o părul, băieți, nu credeți că i s-a părut? Italiene, scoală, bă!
Băi, strângem și noi 3500 de like-uri? Dar eu pe mașina asta? Nu, bebe, du-te și uită-te. Nu i s-a părut? Păi dacă o vedea bătrână, mă... Nu știu, zic și eu, băieți. Bebe, era lanțeta acolo? Unde m-ați văzut-o voi că era? Te mai cunoscut pe părinții mei, bă, bebe. Uftim? Te mai cunoscut pe părinții mei vreodată. Te-ai cunoscut vreodată. Nu, nu. Poate mereu se cunoaște, că am încă-s viață, în viață. Bă, nu mai ziceți că a fost în spatele tău? Bă, voi glumiți, mă? Du-te înapoi, era acolo, am văzut-o? Unde ați văzut-o, mă? Și eu n-am văzut-o. Era sus pe stâncă? Mi s-a părut că am auzit ceva sus pe stâncă. Sebastian, mulțumesc. Eu zic că te mint, mă păcălesc, băieții. E frică. Apoi chiar în spatele tău, băi, Simona, cred că mințiți, mă. Bebe, am văzut în spatele tău sus pe stâncă. Era sus pe stâncă. Bă, cum mă să ziceți tu că era sus pe stâncă, mă? A fost în spatele tău, bebe. Bă, nu mai ziceți, mă, așa, că mă faceți creepy, gen, adică eu n-am văzut nimic și ați văzut-o voi? Terminați-vă, că nu e chiar așa. Nu mai ziceți așa, că mă băgați în din astea, îmi sperieți. Era în spatele tău, nu mințim? Uite, mă, 2 skill, frate, 3 skill, nu mințim. Da. Aud voci. Bă, nu mă-mi face să mă întorc înapoi acolo să nu fie. Bă, mi s-a părut că am văzut-o pe lanțeta sus pe stâncă. Nu așa cum zici, mă! Mă duc înapoi, băieți. Hai toată lumea să apese butonul de like dacă vreți să mergem înapoi. Haideți. Toată lumea să apese butonul de like și mă duc înapoi. Ia uite-l și pe ăsta din Scooby-Doo. Ce bombă lui, sărăcu. Ai cu 4K like-uri. Mi-e frică, bebe. Și-o te las sigur dacă mi-e frică. Lanseta cu duba. Bună ziua. Bună ziua. Mă duceți și pe mine undeva. Uite, domnule, e mașina asta. Domnule, uite-l pe domnul ăsta cum merg eu. Ei, bă, omule, stai în mijlocul drumului. Nu mai e loc, domnule, aici. Bă, domnul cu mașina neagră, du-te la, nu urcă și tu pe domnul. Domne, n-avem loc, domne, că v-am luat, domne. Du-te, domnule, cu, la domnul cu mașina neagră. Bă, du-te, domne, de aici, aici, că stau în drum și acum te-ai oprit aici, marș de aici. Păi a zis ăla să-l iau mașina mea. Vă iau pe unul în brațe, doar să vă... Să mă duceți, că am rămas. Dă-te, mă, Andrei, jos, că avem nevoie de el. Dă-te jos și să te ia în brațe pe tine. Ia-l tu pe ăsta mic în brațe. Sper că nu puți transpiriți. Nu. Mamă, dar ce mustuie-te. Mamă, ce miroși așa? Cu ce te-ai dat? Poftim? Cu ce te-ai dat? Cum adică? A, las-o așa. Am ridicat și eu la file o glumă, dar las-o așa, dacă nu merge, nu merge. Am văzut-o pe stâncă, acum mergem pe stâncă, l-am luat pe ăsta că vreau să-i dau lui lanțeta. Poartă-mă, sunt amintirea ta, poartă-mă, sufle la inima ta. Stai, mă, nu mai cânta. De ce? Domne! Da. Tu crezi cumva în vrăjitori? Da.
Crezi? Da. Sunt unii sunt mari, cu pălărie, sunt urâți. Sau se comportă urât unii. Și cam ce știi tu despre vrăjitori? Știu că folosesc un băț, așa, îi zic că e bachetă, dar nu cred că e bachetă. Că nu seamănă bachetă. Așa. Și ce mai fac vrăjitorii? Ori folosesc copiii la nu știu ce, așa am auzit. Acum nu știu dacă e adevărat. Ori folosesc copiii la niște vrăși sau ceva de ce. Ori blestemă oameni. Și cam atât am auzit de la lume. Suntem urmăriți aparent, a? Cred. Ți-e frică de vrăjitori? Pe la dos nu prea le face mare lucru. Dacă nu te comporți urât. La oameni mari nu se comportă urât dacă nu dar la copii? La copii dacă... Depinde. Dacă au nevoie de ei, folosesc. Sau îi blestemă, depinde. Au văzut, mă duc la lanțeta, băieți, mă duc la lanțeta. Adică dacă copiii se comportă urât cu ei, de obicei îi blestemă. Și pe oamenii mari îi blestemă dacă... Mai sunt persoane care n-au apăsat butonul de like, băieți. Rupeți butonul ăla de like. Eu te-am luat pentru că avem o misiune pentru tine. Ia, scurt. Aici pe munte trăiește o vrăjitoare din asta bătrână. Aoleu. Și ce trebuie să fac? Vreau să te dai jos și să te duci acolo sus, la peștera aia, să vezi dacă e vreo vrăjitoare. Exact unde ți arăt eu cu mâna, e o peșteră acolo, are niște desene. Ok. Te aștept aici. Mă duc să fac pișulic. Mă, ați venit la asta. Bă, cu cine se bate ăla, mă, acolo, băieți? Uite. Uită-te pe munte. Băi, ceva acolo sus, mă, vedeți? Băi, ceva acolo sus, băieți. Uite acolo, fii atent. Fii atent că intru. Uite acolo, exact unde țin eu degetul. Vedeți arătătorul acolo? Ia uitați. Ce mă? Ce era? Era un foc aprins și un cap de animal. Și după a început să se audă și a început să vorbească. Și ce a zis? A zis plee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 e
fugă. Bă, mi-e frică să mă duc acolo, băieți, vă spun sincer. Nu mai mă duc acolo. Dar s-a dus unul acolo. Andrei, unde e? Andrei doarme în mașină. Și mi-a zis Alex aici jos. Era îmbrăcat într-o rochie. Nu mai nimeni. Tu te papă lapte? Bă, nu știu, mă, n-aș căuta, mă, să mă duc la lanțeta sau să-și căuta vrăjitoare sau orice altceva. Că cine știe ce prostine le face? Mi-a vede dacă mai ar împreună. Da, mă, dar poate nu știe, mă. Uite, mi-e frică. Și-o la mașină. Nu-ți fie frică, hai, du-te tu. Du-te, bă. Mă duc, băieți, mă duc. Dacă ați apăsat butonul de like, mă duc. Dacă voi ați zis, hai cu mine, lingoare, hai să mergem acolo, să vedem dacă e acolo. Ok. Băi, an... Ți-o furat mașina, ce poți să... Poți să-i spui la Andrei? Băi, Andrei. Mergem acolo. Dar poate se întâmplă ceva și dispărem sau ceva, ne trezim pe acolo, ai auzit? Fac pișulică și după mă duce. Vin aici, lingurare. Lingurare.
Du-te cu prieten. Acum ne ducem, băi. Stați așa, că ne ducem acum. Mă duc. Dacă ai zis că mă duc, mă duc. Stați liniștit. Stai să meargă ăsta, căci care. Să mergem cu toții, mă. Dacă ne vede pe toți, poate e frică. Să luăm și pe italianul. Italianul e tot în mașină? Tot în mașină. Bă, dar tu și cu cine se mai, mă? Cu cine? Cu băiatul ăla, cu Piciu, mă, când era mic. Da? E, mă. Dacă ăla era copilul tot de seamănă așa pe tine. Păi și eu cu cine? N-am făcut niciodată să zic că dumneavoastră dacă cactus dădeam de el. Păi nici cu Andreea? Cu Andreea, da. Și o să avem un nepoțel în viitor? Nu știu. Dacă ea o născut acum și e singură și nu ajută nimeni. Sau dacă s-o... Dacă s-o mărita cu altul până ne întoarcem noi, ce se întâmplă? Nu mi-e spune, de ce te rog. De ce? Oricum suntem între cu, nu știu ce se întâmplă. Eu sper să ne trimite înapoi, să fie totul în regulă. Nu mi-e spune, de ce, că și așa s-a supărat. Da, mă, las că găsești tu alta cu cactus. Și n-am vrut, mă, eram acolo, eram la poliție acolo și n-am vrut să fac nimic, nu știu. Acum, ce vrei să zici, că e vina mea? Nu, e vina ta, e vina la toți. Că ne-am dus acolo. Dai vina pe mine, a? Nu, că să dau vina pe tine. Dai vina pe mine că nu mai ai tu cactus să te zălinci. Dau vina pe rățeta. Da, aia, fix aia. Nu, mă, dar mă gândesc așa, vezi, parcă dacă... Du-te imediat, mă, duc, băieți. Stai să vin Andrei. Nu te gândești la variantele astea. Poftim? Nu te gândești tu la variantele astea, dacă să te am în poliție și nu mergeam aici, acum nu merg la copii. Mai are să vă facă bătrâni. Bă, bună idee, Robert, bravo, bună idee. Bă, dar știi ce mă gândesc eu? Ce? Dacă ne făcea lanțeta pe toți boșoroși, mă, de umblam în ciumac pe aici. Lasă că mai bine că ne-am făcut copii. Măcar dacă rămânem așa, mai avem o viață de trăit, înțelegi? Da, măi, dacă ne făcea boșoroși, mai trăgeam o beșină și aia ne duceam. Cam așa ceva. Imediat mă duc gaming în România, imediat mă duc. Stai să vină, unde e, mă, Andrei? Nu știu. Andrei a zis că se duce să facă pișulică. Nu știu ce pișurică face, că... Păi că este ziua mea, fac 14 ani și nu pot dona bani, nu mă las aplicația să doneze, îmi zice că nu am bani, dar am 15 pe PayPal. Paul Radu, la mulți ani, ticule, nu este nevoie să-mi donezi, îți mulțumesc frumos. Stai liniștit. Unde dormeam, frate? Dorm afară. Băieți, imediat mergem! Pe un pat, pe un ceva. Cine? Tu. Poftim? Tu măcar dăm pe un pat, unde dorm? Că e închisă casa, n-am cheie nimica. Păi, o să mergem. Azi dimineața mă dormi pe pompa aia. O să mergem. O să mergem acasă. Da? Și vedem ce e cu casa aia. Cui e casa mea, gen aia din viitor. A cui e? Eu aș vrea să vezi, că vreau să mă pun și undeva într-o pare mistit. Nu vreau să-mi aduc copilările astea, amintire de ele. Că au fost, știi că am fost sus necăjiți aiure. Azi e ziua mea, dar nu mă lasă să donez. Mamă, e ziua tuturor. Unde fugi, mă? Bă, dar italianul ce face? La 4000 de like-uri mergem la lanțeta? Ia, mă, băieți, facem așa la 4000 de like-uri? Mergem la lanțeta? Ori așteptați, ori la 4000 de like-uri, ok? Bebe, dar nu, eu mă duc oricum, adică, nu, dar... Nu prea vorbea cu nimeni. Cine, mă, nu vorbea? Italianul așa era... Păi dacă tot l-ați făcut ciocolată, maronie, popcorn... Ce? Ce, domne? Și vezi că te auzură, nebunule. Păi, italiene, ce faci, mă, acolo? Te joci pe... A fost crescut de câine o perioadă de timp. Ce? În ce să-ți mai adoră? Nu știu, nu te auzi bine. Mi-ai auzit, bebe? Da. El o perioadă de timp a fost crescut și de câine. Eu îi ziceam Tarzan. Da, da. Bebe, dacă vreți să vă duceți, vă duceți. Eu stau aici. Uite, fix aici. Bebe? Stau. Da. Bebe? Ei. M-a sunat un băiat și zicea de voi. Căci că dacă mai urmărește tanta lanțeta sau ceva de genul... Hai să mergem în gore. Face rău. Așa zic, popa. Băi, mergem, băi, sunteți pregătiți că mergem. Băi, apăsați butonul de like în cazul în care, băi, dacă se întâmplă să dispărem sau ceva.
Așa. Să știi că, nu știu, uite, Andrei nu vrea să vină cu noi bulangiu. Dacă se întâmplă să dispărem sau ceva. Da. Băieți, am emoții, băieți, n-am făcut 4.000, nu contează, dacă a venit Andrei merge, nu-i problemă. Uite, avem 3.900 de like-uri. Să știi ce mai șmecher, băieți. Eu mă duc, băieți, mă duc, uitați-mă. Nu mi-e frică? Poate acum e tânăr? Ce se aude? Ce se aude? Vorbește la... L-a posedat. Dar nu e aici, mă. Nu e mânul și tot zice că... Ce se aude? Nu, nici... Bă, s-a auzit ceva. Da, chiar o sportuna. Zice că mi-a apărut portuna. Păi să dispară! Ce a zis? Păi să dispară. Demonii, vă duceți și verificați la mine la foc. Păi ce s-aude, mă? Bă, ce s-aude? Hai jos, hai, hai jos, mă. Tanti Lanțeta! Avem treabă cu tine, vino, arată-te! Care mă deranjează? Unde ești, Tanti Lanțeta? Nu o să mă poți vedea. Pentru că... Unde ești, Tanti Lanțeta? Sunt invizibilă. Mătușa... Pentru moment. Nu pot să mă fac mental. O să vă omor. Ce aveți, domnule, cu doi copii? De ce să mă omorâți? Cum vă numiți? Ați venit aici pe proprietatea mea fără niciun acord. De asta vă omor, că ați venit pe proprietatea mea. Tanti Lanțeta. Da. Vreau să ne trimiteți înapoi în prezent. Când eram în 2021 și dumneavoastră, Tanti Lanțeta, ne-ați blestemat. Nu se poate! Ce? Nu se poate. Nu se poate! De ce nu se poate? Ajută-ne, Tanti Lanțeta, sau rău îți vom face dacă nu ne ajuți. O să-l pun pe nepotul tău să urineze pe foc acolo, să stingă focul și soarele din tine și energia puterilor tale. Tanti Lanțeta, dacă nu ne ajuți, te bag și nu... Dacă mă înjuri, bun, niciodată n-o să te mai las. Ajută-ne. Ajută-ne, Tanti Lanțeta. Bă, tu nu înțelegi. Fugi pericol? Nu o să te pot transforma în 2021. Acum să te amână, 1900 toamnă. 1900 toamnă. Aoleu, suntem în 1900 toamna, mă. Nu plec de aici până când nu mă ajuți, să știi. Tanti Lanțeta, nu plec de aici până când nu mă ajuți. Mă, dacă mă duci tu în altă parte, dar eu de aici nu plec, să știi. Aici eu. Mă! Nu plec noi de aici, nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu ne duci înapoi în viitor. O să te blestem. Și știi ce înseamnă asta dacă te blestem? Deja ne-ai blestemat. Te blestem și mai rău. Că se poate și mai rău. Că pot să nu plec de aici. Mă pot face. Nu poți să faci nimic. Nu pot să fac nimic? Hai, fă-ne. Da, cu pumnul. Abracadabra. Uite, bubu. O să fac să apară demonul din mine! Nu ce mai cu capul meu. Nu mă sperii!
Nu mă sperii. Nu mă sperii. Nu poți să mă sperii. Bă, Merciof. Ce? Ai văzut cum făcea focul? Nu. Nu mă sperii nici așa. Uite, eu sunt aici în foc. Sunt lângă foc, uite-mă aici. What? Ai văzut acum? Da. Așa pot să fac și să arunc ăsta de foc. Tanti Lanțeta. Vă bat eu. Tanti Lanțeta, nu plec de aici până nu ne ajut să... Noi de aici nu plecăm. Nu plecăm acasă. Până nu ne faci din nou. Trebuie să ne ajuți. Dacă nu o să plecați de aici, o să vă duc eu. Doar așa poți să ne faci să plecăm de aici. Pentru că nu voi pleca niciodată. Aha, nu voi pleca niciodată. Nu. Demon, scoate-ți pistoalele! Ai venit, italiene? Poți să mă împuși și nu plec de aici. Ori mă ajut, ori o să murim. Ce, mă? De unde vii așa alergat? Bă, l-o împușca, bă, eu te-a sângele. L-o împușca, pe italianu. Nu, să mai vedeți. O să vă fac, să fac, să dispare, pe italianu, mă uite la... Hai să plecăm, bebe. Aolo. Eu nu plec de aici, poate să mă trimită și pe mine unde o fi, nu plec de aici. Eu nu plec de aici, eu nu plec de aici din gurare. Poți să dispar și tu, poți să dispar și eu. Aie. Să vii din nou mâine. Înapoi cu Andreea. Nu e nimeni. Aia, și tu din gurare. Nu e nimeni. Nu mai e nimeni. Ha? Nu mai pot să-l aduc pe italianu. Înțelegi? Mă, ne poate, mă. Cred că ar trebui să ne trimiți și pe noi. Mă, ne poate, mă. Să vă blestem pe la moarte. Am înțeles că o să te fur? M-au zis, mă. Tanti Lanțeta, nu plecând de aici dacă... Atunci te voi trage în foc. Tu ai vrut-o. O să te trag în foc. Pe tine din gurare, pe tine te voi trage. Pentru că tu ai cauzat problema asta cu bebe. Mamă, ia uite cum a trecut. O să-l omor! Au! Fugi din gurare, fugi! Nu fug! Au! O să aduc și pe tine, bebe, te trag! Nu! Ba da! Nu! Au! Ne revedem. Am nu plec de aici. Nu plec de aici. M-a băgat în foc, m-ați văzut? Vezi că de un foc mi-e frică. Nu plec de aici. Tu ne-ai adus aici, tu trebuie să ne duci înapoi. Atunci o să-l omor pe lingură. Vă face asta. Cosim și el o să reșine. Mai bine ne trimiți după italianul. 3! Aveți 3 secunde, dacă nu-l fac să leșine lingurar și nu o să se mai trezească. 3! 2! 1! Leșine! Eu tot n-am să plec de aici. Eu tot n-am să plec de aici. Nici. Nu poți să ne gonești de aici, Tanti Lanțeta. Demoni!
Duceți-mă în rai, în iad, să văd eu cum e treaba acolo. Mamă, cum a făcut? Ce-a făcut, m-a plecat? Cred că da. Eu tot nu plec de aici. Ce faci, mă? De ce te bagi în foc? Stai că-l sting eu. Că n-am mers. Salut, băie, mă ajută-mi și pe mine să trec de 1000 de abonați. Twin Andrea, Andrea Games, Twin Andrea Games, eu nu mă ocup cu promovări și cu chestii de genul, nu știu, dacă ăsta e canalul tău și vor băieții să se aboneze la tine, cu mare drag. Asta nu are putere, mă, eu așa cred că nu are putere momentan. Ideea e că înainte să faci o promovare de genul, trebuie să vorbești. Băi, Andrei, da. O venit asta la înțeta pe aici, o țipaie. Eu v-am zis, tu nu m-ai crezut, dar eu nu plec de aici, mă, păi italianul l-a făcut să dispară, dar pe noi nu a avut curaj. I-am tot dat de înțeles de ăsta nimic, că e cam bombaloi, că nu știu ce-i cu ea. Da, bebe, hai să plecă, că mi-e frică. Păi, Andrea Games, înainte să faci o chestie din asta, trebuie să vorbești cu YouTuber-ul. Gen, băi, poți să mă ajungi și pe mine cu chestia asta? Și el îți zice, da, donează-mi atâta, sau fă-mi atâta, sau cum ar fi cazul meu. Băi, nu, că eu nu fac promovări, nu mă ocup cu asta, înțelegi? Și atunci nu ajungeam în situația asta, gen. Îmi pare rău, dacă băieții vor să se aboneze Twin Andreas Games, cred că așa ai numele. Hai să mergem în lingurare. Bă, l-a tras și pe ăsta în foc, fugi. Hai la mașina noastră. Ce-i făcut, mă? Ce mi-a făcut, aoleo? Hai să mergem. Am văzut iadul. Mamă. Bă, deci lanțeta asta e cu demonii de acum, mă? Cred că ea acum a devenit ea rea și din astea. Houdini, salut, da, ticule! Ce că fugiți, că e jale. Băi, Houdini, trebuie să mai facem și noi un roleplay, mă, să mai fac și eu Caterinca, să mai râs și eu, mă, frate. Mi-e dor și mie să mai facem și noi o glumiță, să mai râdem. Ce glumițe să fac eu cu Andrei? Sper să mai apucăm să mai facem și noi un roleplay. Weekendul trecut am fost plecat, sau weekendul ăsta. Taci din gură că te sparg. Ce-ți rușine? Dacă ești bombalău, ce vrei? Lasă. Bombalău. Atunci să mai văd cum o să vină lanțeta sau demoni. Păi n-ai văzut ce bombalău crea și lanțeta, că n-a vrut să ne facă să dispere. I-am dat toate indiciile din lume. Trebuia doar să-i mai zic să-mi dea respawn. Zi o glumă de măsa. Nici așa nu înțelegea, cred că. Hai înapoi atunci. Te-ai speriat. Hai înapoi. Păi doar așa, gen. Până la ce oră ții live-ul, n-o să-l mai țin mult, băieți, pentru că... Am fost weekendul ăsta la munte și cred că am răcit sau ceva, nu știu, am venit de acolo, am venit bolnăvior de la munte. Vii pe Twitch, nu, băieți, nu. Săptămâna asta am fost cam full, am și treabă la muncă, am bătut cu o analiză post-beneficiu, o săptămână întreagă m-am bătut cu ea, că nu știam să o fac eu. Ți-ai rău, pericol?
E puțin rău. Ești rupt de plictiseală, este? Dar mai bine că nu te-a făcut să dispară, bebe. Știi de ce? Au băgat românii boala în tine? Bebe. Ați atai țigan că da, da. E mai bine că nu te-a făcut să dispară. Că de unde mai luai tu mașină? Păi lingoare, dar tu știi că Lanțeta e moartă? Nu să fie moartă. Da, mă, nu știi? Adic, nu. Pe bune, gen. A, gen, da, știu. A, știi? Da. A fost perioada aia când... Plicați-mi! Nu înțelegeam la ce te referi. Lanțeta, gen, băieți, Lanțeta... Era o, adică, era o țigancă din Petroșani. Și de aici a venit, i-a venit numele lui Lanțeta din joc. După o țigancă din Petroșani, care era vecină cu bunica mea, gen. Doar că erau țigani din ăștia, nu știu cum să zic, modernizați, să le zic așa, știi? Moderni. Pa, noapte bună, vezi că nu ai viață? Acum am. În seara asta mă simt bine și vreau să chefuie cu prietenul meu, bebe, și lingurar. Măr chefuri, măr trăiesc. Pum, 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 pum. Eu o să opresc aici și... Și eu și nu știu ce să fac, eu nu! Mă bag acum! Aoleu! Băieți, cam aici se termină live-ul nostru, dar fiți atenți aici! Memorați imaginea asta de aici, pentru că de aici o să reluăm mâine dimineață episodul. Exact din poziția asta, exact din acest loc, mâine dimineață o să continue episodul. Mâine avem un episod cu acțiune ceva, dar și cu Caterin, că vă spun că am râs o grămadă la episodul de mâine. Am râs pe bune, gen. Va trebui să vă uitați mâine dimineață, o să-l pun și premieră. Să vă uitați, deci toate episoadele o să fie premieră. Vă pup pe toți. Ne auzim mâine seară la un nou live. Ce să zic? Să aveți grijă de voi. Vă mulțumesc pentru toate like-urile. Am strâns 4000 de like-uri. Bine, avem și live-ul ăsta de 3 ore. Ceea ce pentru mine e destul de mult pe 5M, că e foarte obositor 5M-ul. Noapte bună să aveți! Pa!